frate, dar nu văd niciun LED acolo. Ce face mai iuse cu tehnicul ăsta? Bine ați venit la un nou material podcast. M-am și necat cu salivă, dar fac în așa fel încât să nu se vadă. Cu Valentin te cheamă în buletin, da? Valentin Porcișteanu aici de față, o onoare pentru noi că a acceptat. El a mai fost, dar a fost să-l ajute pe Cristi Sugar, nu să vorbească problemele corect, proprii și personale. Suntem aici la OMV, unde ne știți, la Pipera, dar mai schimbăm locația, vă promit. Cel puțin în vară ne dăm la terasă. Le mulțumim pentru încă o serie de podcasturi pe care o să o vedeți aici la Stax, cu invitați de renume, zic eu, sau oameni care au lucruri de spus. Valentin. Vali. Și vezi că mai e, nu doar Valentin. Valentin Porcișteanu. Mircea. Da. Mircea, n-ai față de Mircea niciodată. Cum e? Și pe mine mă cheamă Mihai. Mircelică. Cum ar fi să-mi zici de acum Mihai și tu Mircea, ești nebun? Să te trec Mircea în telefon, nu te găsesc niciodată, ești nebun. Da, că mă cauți după numărul de telefon și mă găsești. Valentin Porcișteanu aici de față. Nu are nevoie de nicio prezentare din punctul meu de vedere, pentru că voi îl știți de pe internet cu clipul ăla cu taurete. Voi de acolo. Păi vezi, nu mai există taurete, trebuie să zici Vali, a.k.a. Da. Taurete. O să vorbim de asta. Mulți știu de ăla, dar habar n-au că eram eu acolo, de fapt. Da? Ei l-au văzut pe nenea ăla și unul care dea din volan. Ăla nu conta. Cine eram ăla? Nu contează. N-a nici dat importanță. Nu. Cum a fost cu clipul ăla? A fost regizatoare? Nu, nimic. No. Păi da, trebuia să... era premiant la Oscar nenea dacă reușea să facă treaba asta la buton, să zic așa. Nu, să deci omul era un mecanic? Omul era un mecanic de-al tău? Nu, de-al meu, nu. De-al pilotului Nistor Duval. Ok. Și eu știam... Asta a fost în 2011. Parcă ieri a fost. Cred, da. Nu te gândi câți ani au trecut. Da, nu mai, că nici la noroc avem calculatoare. Par mai puțin. Îl știam de prin 2005, când am început cu Saxo. Că am mers cu Nova la început vreo un an jumate. După care am trecut pe Citroen Saxo. Și el era, de seama, as. Că Duval era Citroen peste tot. Și orice nevoie aveam, pac, sunam. Alo, zi-mi aia, zi-mi cu aia. Terminasem maxim. M-a ajutat de fiecare dată. Asta zic, omul și răspundea. Da. Omul de gașc. Și eu pe mașină aveam la vremea respectivă, nu știu dacă ai prins, Daurete scria. Știu. Că de acolo, de fapt, a venit. Lumea zicea Taurete. Păi nu. Așa, ok. Era cu D, doar că după această nebunie, isteria asta cu filmul, unii au înțeles Taurete, alții au dus-o direct acolo ca și a preluat-o Bendeac. El a vrut, el a vrut să fie cu T, că a zis că pare mai interesant, nu știu de ce. Okay. De la Taur, de la Barna. Da. Deci Taurete și așa s-a dus mai departe, deși era cu D. Dar mă rog, cu D, cu T, tot pe ori nici nu dai seama. Porecla ta sau nu, ce? Era o firmă de-a noastră și devenise porecla mea, da. Păi dacă Ica ăsta... Era sponsor, cum ar fi, pe mașină, da, gen. Da, ce vă zic. Și... N-a reclamă. N-a reclamă, da. Să-ți dai din firmă, ai mulți bani. E moartă de mult. Dar poate așa. Retroactiv. Și acest tică îmi zicea mereu, bă, Daurete, știi? Și tot avea ticul ăsta cu Daurete. Și îți dai seama că în mașina acolo, na. Dar nu era singurul care îmi spune așa. După care am șters acel Daurete, s-a transformat în Valino la un moment dat. Valino. Mm-hmm. Era o firmă de țoale, făcea mai cu niște haine interesante și am să-l promovez, mă rog. Era pe mașină acolo, 2009, 2010. Valino, era. După aia Valvolino, a devenit Valvoline atunci pe Valino. Păi era la curse probabil cum era și la noi pe stradă. Lumea te striga după numărul de matriculare. Letule! Nu, că asta cu unul am avut DGV, eu cu DJ. Păi DGV, da. Lumea zicea, Daurete, da, te scria cu mașină, era mai simplu decât. Da, clar. DGV-ule, treci bun cu aia. Așa, și după aia ce s-a întâmplat? Nimic. S-a încheiat podcastul și am plecat. S-a încheiat podcastul și ai plecat. Nu, zic, adică după... După aia când, adică? După mediatizarea aia de clip. A venit exact când trebuia. Adică am câștigat titlul în 2011, la final de sezon, octombrie, noiembrie atunci. Și după aia am tot apărut. Ba la o emisiune, ba într-o parte, ba în altă parte. Că am zis, ba, acum. Exact ce vorbeați cu Norbert. Hai să dăm, că acum e caldă treaba. Acum e caldă treaba, să scoatem tot ce putem exact. Din ea. Și, mă rog, la fel ca la ei, n-a fost, wow, mamă, gata, ești campion, acum să vezi. Așa și... Da. Și am fost cu, de fapt, ideea care a fost ideea din spatele acelui film. Eu m-am dus acolo, la Craiova eram, că de asta l-am avut pe Ica în dreapta, el este în Craiova cu Duval. A trebuit să fac o filmare cu Enceanu, celebru cântăreț, știu de toată lumea, pe nișa lui, eu la fel, ce, care, unde. După aia am mai aflat și eu, m-am mai documentat, în fine. Și trebuia să mergem la Măruță cu povestea asta, că eu l-am dat pe el... Okay. Nu, el nu m-a învățat să cânt, doar eu l-am dat pe el și atât, adică n-a fost schimb de experiență. Și ne-am dus acolo, că acolo el era din Craiova și am zis să fie mai ușor. Vine muntele la un moment. Da.
Și cum nu știam pe unde să mergem, mică, ajută-ne și pe noi cu un drum, că tu știi pe acolo. Te duci toată ziua cu saxul lui Nea Duval să-l testezi, că și da. Chiar mecanică și el pilot, okay. Știi? Acolo. Să testează, merge să vadă, da. Mergi, sar roțile, pe la raliu sau nu, da? Meargă înainte. Normal, adică, normal. Știi? Și drumul ăla, practic, pe care am fost bucățica aia de 2 km, el o făcea vara, că ea era macadam. Okay. Acum, fiind zăpadă, eu nu știam ce-i sub zăpada aia. Okay. Era alb peste tot. Și niște bancuri și mari, ca în Suedia, știi? Da. Sau să acolo, ținte că m-a sunat, zice, bă, e nebunie aici. N-avea să-mi trimită poze, nu era la îndemână așa, aia, da. Erau, dar nu chiar era, așa, da, ușor. Okay. Ce nebunie, ca în Suedia, bancuri, totul, zic, gata, mă, acolo venim. Super, am mers acolo. Ne-a ajutat cu securizarea drumului, pac, pac, a venit șeful poliției, a venit Duval dimineață, l-am dat și, îl dai și pe șef, normal că îl dau, logic. A venit al meu de ceanul la 12, a stat o grămadă acolo. În fine, până să vine în ceanul, ne-am dat așa cu șeful, cu cineva, dar nu cu Ică, nu, că el era, hai, acum, liber, dă-i, du-te. Hai mă să te plin și pe tine dacă tot ne-ai ajutat. L-am, l-am filmat cu enceanul, toate bune și frumoase, gata, obiectiv îndeplinit, s-a prins becul la benzină, pare că nici mai aveam cu noi butoi, canistră, a plecat ăla și a văzut, bă, Ică. Hai, nu vii tu că da. Ne știm de atâția ani, da. Păcat, n-ai mers cu mine niciodată. Nu, bă, că știi că mie mi-e frică. Parcă și vă. Nu, bă, că știi că mie mi-e rău. Băi, ușa deschisă, motorul pornit, becul aprins. Da. Hai repede. Bam, bam. Și da. Dacă ar fi în locul tău aici un milion de oameni, ar sări acum în și tu ești și te, nu, te urci. Bine, mă, dar mergi încet. De aici știu eu ce am de făcut. Ce a fost în capul meu? După ce m-am dat de 100 de ori pe drumul ăsta, cât de încet erai am mers. Șef. Da. Blana blanilor. În fine, și el în mașina acolo a început să facă cum ați băi, văzut. Băi, nasol în dreapta. Bă, rău, băi, nasol în dreapta. Rău, 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 rău. Dacă mai merge și unul tare așa, da, el, el era în filmul lui. Și de ce? Că el, el știa ce-i sub zăpada aia. Eu habar n-am. Pod, capete, pericole. Da, bă, 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 podul ăsta, da, da, unde mă, că e alb peste tot ce pod. Da. El știa și de-aia era. Mamă, ai trecut așa? Da. Care, unde? Dacă dădeam ceva, dacă dădeam ceva, aflam și eu după aia, dar altfel nu. Deci omul era, de asta a fost foarte speriat, că el știa ce e acolo. Probabil dacă eram în altă parte, nu era chiar așa de rău. Și după aia, la sfârșit, ieșea, ai văzut, se ataca casca jos, era tot fumegând așa, era frig. Și după aia zice, îi povestea tipului, că mai era unul, zice, bă, că o pierduse la un moment dat, într-adevăr, chiar ieșisem de pe un șleau, dar bine, nu deranj mare. Dar a fost un moment așa ciudat, știi, că a plecat mașina destul de aer, n-avea ce să pățim. Și de asta că el simțea că nu era în zăpadă, da, acolo, da. Și a văzut că m-am agitat și soția am ținut-o, știi? Și ăla de afară neștiința, zice, hai bă, lasă că aia așa era din schemă, știu ăla. Ăsta, nu, bă, am văzut că s-a luptat cu ea acolo și era, bă. Dacă așa a fost, așa a fost, da. S-au legat toate și după aia a explodat ăla. L-am pus la mine pe canal, nu știu, da. 500.000, 600.000, l-a mai preluat unul, are mai mult acolo. Pe acolo e... Că l-a scris, eu am zis, Besco, driving experience, nu l-a găsit. Și el a zis, taurete să mă ăla a dat-o din topor, da, da, exact, și a rupt. Da, a rupt, da. Ta, și urete. Titlul e foarte important, da. Să poți să-l... S-a dus și al meu, că-ți dai seama, s-a da, mai rostogolit. Da, 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 da. Dar asta cu taurete, de ce nu l-ai report? Ha, mă, lasă-l să vezi interesul, era să poată, ce stau eu să fac lumea, bani. Da, normal, da, nu era. Și deci are cam peste un milion, după aia a fost faza cu Bendeac, la împuii mei, cu... Geanta, cu salvarea, cu șarea de văzut. Nu știi, na, n-ai cum. N-am văzut asta. A făcut el remake. Bă, dar pe bunele ăsta chiar i-a fost frică la un moment dat. A jucat, a jucat, când n-am mai jucat. Frică, dar ce ți-e, nu ți-e frică în dreapta? Când ba da, da, aici nu eram în aceeași situație ca la Ică. Ba da, e, nu mai râde, că e mai rău. Eu m-am dat cu ăștia acum. Când am filmat asta cu vedete, înțelegi? Da. Și am zis, de ce mi-a trebuit mie chestia asta, înțelegi? De ce bine, și era autocross. Să stau eu în dreapta. Bă, frate, zic, bă, nene, bă, băi, băi, zic, dacă nu pui frână acum, n-avei cum să luăm virajul, înțelegi? Și răsturnat, nu așa. M-am și răsturnat, da. Nu mai, adică, bă, frate, știi? Nu, m-am fost acum, am fost să filmăm, doamne, la mașina anului, am întâlnit acolo cu Nono Semen și ne-am mai văzut din 2010 când l-am dat la groapă atunci, la rally show. Și, bă, mai știi, nu știu. Și ne-am dat un pic pe acolo la Titi acum cu mașinile respective de la concurs. Și la cum l-a rău un pic pe ăsta. Zic, când mi-a zis, bă, cine l-am dat cu Mitsum atunci și n-ați nimic și acum că nu mai vin, gata, că stai să cu o cafea, știi? Și după a venit vorba de copilul, zice, dar tu te-ai dat? Zic, bă, am mers odată cu unul, cu Octi Târnovean, cu Loganul, noroc că era la deal raliu. La deal e... Nu i-am zis că nu înțelegea ce înseamnă. Da. Erau probleme la urcare foarte mult și cu Loganul la deal, îți dai seama. De pe de a treia, zic, ho, ce bine, doamne, păi de mine a fost raliu ăsta. Dar chiar și așa, nu, tot... Da. Tot greu. Mai ce, mai ce, frână, e bine așa, lasă, zic, așa nu era la vale. La vale, da. E jale. Și zice, păi și n-ai putea eu să merg eu, să fiu eu copilot? Dar eu nu știu cum fac oamenii aia, bă, frate, bă, adică... Bă, și al meu. Eu m-am dat pe el
Tu? Bine, mă, lasă. El nu vedea ce se întâmplă, de-aia era chill, știi, aia, e negru aici. Marius a zis că el s-a dat cu valii în portbagaj. Marius, în portbagaj, nu vedea. La portbagajul nu avea geamuri, era închise. Da, e greu. Bă, nu e știu greu. Ce au copiloții ăștia, dar ceva special au în ei. Au, da, da. Nu, da, frate, da, nu au, poți. Au, și să fie așa, și eu mereu... Bine, că asta ziceam și cu Nono. Orientarea, bă, pe asta mi se pare. El stă acolo jos cu scaunul ăla mic, acolo, înghemuit, acolo cu alea în față. Păi nu stai să vezi că uitasem. Și el știe, stânga, trei, dreapta, băi, de unde știi tu, unde ești, mă, ești nebun la cap, adică știi? Mamă, nu. Apropo de vedete ce ai zis tu, și mi-a adus aminte că ei știau, că s-a văzut și cu Grigorescu, cu George, că la un moment dat în 2004, George a avut o acțiune de asta la fiecare raliu, avea câte un invitat din ăsta vedetă. Și ziceam, dacă ai tu în brațe, bang, din prima, hai, și dădea, frate, adică mergea cu Clio ăla tare la două roți, știi? Și a zis el că în prima zi tot așa, dar a doua zi se uita în căie, zic, cum n-ai bătut, s-a făcut rău acum, dacă atunci... În fine, și am zis, bă, nu, într-adevăr, pilotul vede tot, că el se uită copilotul, mai schimbă, ochi, dar simte foarte bine. Simte mașina nu perfect. Nu că nu simte, dar mâncarea... Dar pericolul nu-l simte. Da, pe ce să simte? Și eu cu al meu, și zic, ce, unde, care? Da. Dorme acolo, liniștit, lasă că am transpirat și pentru tine, adică pericolul nu... Pericolul și toate lucrurile astea... Tot am discutat că la noi aici la podcast în general vin oameni din motorsport. Ca așa se întâmplă. Da, așa se legă. Ca așa e viața la noi aici la Stax. Ceea ce nu e rău, Doamne ferește, pentru că de la fiecare avem de învățat lucruri. Și discutam cu Norbert de ce înseamnă viteza pe probă și de ce văd cei de afară și de ce părere au și de ce înseamnă un accident. Eu pentru cu brecul, că... pe apropo de accident chiar voiam să zic eu cu brecul. Da, da. Când am, ca paranteză, țineți ideea, când am sărit afară la Iași cu Dan 2020, eu mi-am dat seama că am ieșit de pe urme, că-s nevăduce și el săra cu tot zicea în continuare, băi, alo, ține-te! Că am zis să nu-l ia pe surprindere. Da, da, pe timp ce mă duceam, i-a zis, ține-te, că eu eram pregătit, știam ce urmează, el poate încă nu are un pic de delay, știi? Da. Și dacă și-a vrut un șoc și nu e armat, da, dacă ești moale, e pe treaba lui acolo și de pagini, nu e bine. Nu, și ia șocul mult mai tare. Da, normal. Titi cu Silviu Moraru Large, și dacă ți-mi uite a sărit la 3 la ori pe afară, pe filmare, ce ce ai pățit, puf, nimic, într-un da. Mal de pământ. Pământul e cel mai norocit. Okay. Ăla îți dă un șoc. Okay. Și Silviu a început, oh, salvare, spatele. Uia tot, ce are, mă, frate? Ei, el era cu capul în jos, bang, nu s-a uitat. Fără Hans. Ba nu, avea, nu. Avea Hans? Dar l-a zruncinat la coloană. Okay. Și de atunci nu s-a mai dat. Adică, bă, la 2 la oră, într-un șans, cu fața, puf, da. Era un dreapta, s-a dus în față. Adică, eu am zis că tu faci și partea de defensiv și cunoști mai bine și da. Oamenii care s-au dat în simulatorul ăla cu 5 la oră. 15, așa. Mamă, deci 15. Scutură. Deci eu am zis așa. Bă, eu, te-ai dat? Da. Eu dacă aș fi dictator, eu aș pune unul aici de RPCIV. Ca să zici permisul, trebuie să te dai în ăsta odată. Atât. N-ai nimic de făcut, băi. Te urci în el, spui centura și dau eu, băc. Bine, mă întreabă, bă, mai te s-o pun? N-ar fi rău tot. Oameni, deci, Doamne ferește, nici eu n-am conștientizat când am făcut cu mama accidentă, m-a băgat în stâlp. Mi-a zis, uite stâlp. Și ce, lovim un pic bara. Când am dat în stâlp, s-am doit capota, eu cu capul în parbriz. Zic, băi, ești nebun, ce înseamnă asta? Știi ce zic? Adică niciodată nu conștientizezi gravitatea impactului. M-am dat cu lupul acum la... Ce, mi-a arătat și filmarea. Balotul. Deci dacă n-aveam Hans, să moară, mă, sau dacă nu mă... Cred că mă durea gâtul rău. Vreo două, trei zile era un pic. Am plecat a doua zi, mă durea pe aici, umărul de la centură, de la alea. Zic, bă, frate, dar n-am... Adică, știi? Și nu v-ați oprit, doar ai împins balotul, ai dat una și a plecat. Adică, bă, nene, șocurile, deci când iau ăia, știi, cap de pot, pe lateral, de... Păi, dar n-a fost cu răspopa la cei de la oră și... Ierte, da. Deci, bă, frate, ce fac oamenii ăștia la curse? Adică, mie mi se pare, nu știu, eu nu înțeleg de ce nu prinde chestia asta la noi. Poate că nu avem cultură și pentru că poate nu, oamenii văd de afară și zic, aia, ce mă, merg și eu cu brecul, ce să mă duc să mă uit la aia? Pentru că de afară, într-adevăr, în anumite zone, chiar pare încet. Da, nu e. Nu e, doar pare. Realitatea e cu totul și cu totul alta. Adică din mașină și dacă este... ți-a ales să stai mai pace, unde toată lumea vine cu Max și corect. Vezi un Sandero, un Suzuki, zici, ce fac ăștia, mă? După ce au trecut E5-ul, mai vine un Evo, de altul, pârie, bubuie. Mie mersul pe macadam prin pădure, mie ăla mi se pare cel mai periculos. Da, este. Dar dacă te duci și îți alegi niște zone unde să vezi ceva, se ridică părul pe tine. Da, mă, nu. Dar să știi unde să te duci, să treacă la un metru de tine... Pe niște cinciuri din alea, unde vezi care pune stângul, care nu pune, care trr, ia gazul, nu ia gazul, adică să știi că acolo își mai scoteau switch-urile de la frână să nu se vadă cine pune când pune frână, știi? Eu n-am pus frână, am auzit ALS-ul, ALS aude, la aspirată nu. E o nebunie partea asta, vorbeam acum cu cineva care îmi spunea că a făcut parte 3 luni de zile din echipa de MotoGP și a făcut acolo diverse, marketing și așa mai departe. Ai plătit tu pompa aia? Nu. Dar o plătește omul, nu-i probleme. Nu vrei să știi, când la începuturile filmărilor aici,
stăteam... Nu mai puteai, erai terminat. Bă, și auzeam, mă, gring, gring. Bă, nene. Dar o auzeai doar tu, oricum. Și în live? Nimic. De ce nu răspunde nimeni la telefonul ăla? Nu înțeleg, înțeleg. Sună fix. E pompa neplătită. Da. Și cum vorbeam noi aici cu oamenii, era un nene care stătea acolo la masă și vorbea la telefon. Bă, de 10 minute. Așa, el era... Da, o să plătesc, care-i problema? Păi n-auzi cum face ăla. Lasă că face ăla, dar mă, o să bagi alții. Eu nu aveam niciun stres. Da, mă, o să plătesc ce am plecat de aici, nu-i problemă. N-am fugit. Hai de capul meu. Da, și dându-o în partea de defensiv. Așa, te să zic una de acolo. Zim! Că uit. Așa, zim. Deci bag în, aia cu zdrang, ok. Da. Îi mai bag în ăla de răsturnare, știi? Ei se duc pe centură, stânga, da, okay. Eu stau pe geamul dreapta, că acolo urmează să ajungă după ce se răsesc, mm-hmm. Și mă uile așa, se urcă, pac, folon, și hai, gata, pe mă uile, păi, centura, am mai pun? Păi nu vezi care geamul deschise mașina asta? E păcat. Dacă le închidem, măcar rămâi acolo, mașina de spălat. Dar nu înțeleg de ce oare e repulsia asta către centura, adică... Pentru că așa sunt obișnuiți. Și da, e ceva wow să o pui, doar când vezi poliția sau doar când mergi cu 200, da. Unii zic, doamne, eu pun, dacă merg tare, adică în oraș la 50, bă, pe 50 cred. E mult. Nu, cum, adică e tare? Da. Păi da, că la noi, iarăși, vine fața de 200 nu e tare. Vine, da, adică vine, da. Vine iarăși de cultură și avem discuția aia care zice, ia uite, domne, avea 180 la oră în momentul impactului, că s-a oprit ceasul acolo. Nu mai era nimic dacă avea 180. Talentul lui. Dacă avea 180, nici de analiză, se pulveriza. Înțelegi? Adică dispărea. Băi, eu le explic. Băi, voi gândiți-vă, testele alea care se fac la Euro NCAP 50, cu 50. Stâlp sau perete nedeformabil, se fac până în 50 la oră. Și cum arată? Băi, se vine până în parbriz, deci nebun vine stâlpul la 50 la oră. Voi sunteți nebun la cap, nu e chiar așa. Da, oamenii nu conștientizează, oamenii au o viață. Dacă să înțelegi partea de cultură, niște prieteni au plecat la o etapă de VRC, bilete plătite de un sponsor, okay. Avion, T5 frumos, multivan, așteptat acolo, șofer la frumos. Costum, ochelari, pac, tot ce vrei. Au întârziat, cum se întâmplă cu avionul clasic, și așa pierduseră o probă, trebuia să ajungă în parcul de service, au ajuns acolo. Multivanul stătea, nu era problema, au deschis ușile, și a început cu selfie-uri, poze în mașină, unul în față, unul în spate, nebune, știi? Ăla nu pleca. 35 minute, 10 minute, hai bă, că trebuie să ajungem. Îi zice lui ăla, hello mister, let's go, întârziere, nu știu no ce. No go, ăla no zice, go. When you are ready, we can go. Păi, au început ăștia, băi, nebun ăsta, suntem veniți, ne-am plecat de 7 ore, suntem ready de o săptămână. Au mai stat, ce au mai stat, iar s-au mai stat, iar o poză, și zice, bă, ia stai un pic. Cred că am înțeles ce am să zic asta. Ia puneți-vă repede la locurile voastre fiecare și hai să ne pune centurile. Jab, clans, s-a plecat ultimul bec, a zis, now we are ready. Pac, a băgat tante și a plecat. Bă, putea să stai acolo o săptămână, nu-l interesa, frate. El era plătit mult oricum, adică el era oricum la muncă. Distrați-vă, că vreți pe timpul vostru. Da, nu am nicio problemă. Că sunteți gata, plecăm. Deci, ca să înțelegem. Unde vezi asta la noi, la pasagerii care stau pe locul din spate? Nu, tu ai... Na, te știe lumea, ca să zic așa. Adică te știe lumea, nu? Hai că mi-a aruncat-o la fileu. Ți-am aruncat-o? Să, nu, pe la școli, poate... să facem la școli. La școli, a, școli, da. Nu școli de șoferi, școli nu, de nu, școli. Nu, la școli, nu putem să intrăm. Am mai fost. Păi, da. Eu te cred, să facem un program cu ministerul, cu alea, care să intre. Uite, să... acum mi-a zis o chestie, George, când ne-am întâlnit și chiar are dreptate și nu prea am sesizat, că nu sunt mulți, dar majoritatea. Okay. A zis, băi, am renunțat la treaba cu simulatorul de restaurant. Zice, știi de ce? Că îi bag în ăla, să dau jos și zic, mamă, ce cool a fost! Pe ce poate mai spui tu ăla că el a fost cu capul jos și s-a părut cool? Deci n-a înțeles nimic din toată povestea aia. Care este efectul acelui, ăla trebuie să dea jos de acolo, speria, să zică, băi, eu de mâine nu mai conduc. Exagerat el, un pic. El acolo, deci dacă mă întreb pe mine, cu prostia mea din cap, eu înțeleg cum trebuie să mă dau jos din mașină. Când m-a răsturnat. Dar eu lui s-a părut o distracție. Cool. Mamă, ce mișto a fost. Păi e distracție, normal că e distracție, că nu m-am lovit. Adică n-a fost ca la ăla cu centura, că m-a durut păi un pic și m-a și șocat. Și răsturnarea asta, se întâmplă încet, adică în realitate că, e bang, repede, mai dă și doi pumni. M-ai dat cu capul în jos, am stat cu capul în jos, m-ai învățat să scot centura. Nu e conștientizare acolo. Da, dar să stai atârnat acolo nu e plăcut. Bă, îți cool. E capul, știu, care-i stânga, cealaltă stânga, nu mai știi care-i nord, care-i sud. Am făcut ceva nou, am făcut, nu știu, adică, acum depinde și vârstele. Ale oamenilor care vin. Am fost la niște licee și la fel copii distracție. Nu poți mai tare? Ba da, 100 îi dau dacă vrei. De unde mai tare și vrei să nu mai ieși din scaun de acolo? Copii, da, la copii aș merge nu neapărat pe conștientizare, aș merge pe predare, ca să zic așa. Adică cum trebuie să traversezi strada? Ce se întâmplă? Alea ce ar trebui basic de la începutul, păi basic, începutul. Da. De păi la, basic, da, 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 de da, la copiii basic, noștri. Din clasa dau... întâi, da, da, băi, basic. Uite. Da, asta zic, adică să implementăm cumva în programa școlară și niște ore de circulații. Păi la un moment dat erau, dar au dispărut. Erau în aia, educația civică, uh-huh, sau ce naiba făceau ăia.
ce ne predau acolo, nu ne predau nimic, că era când aveam educație civică, era oră liberă, făceam ce vreau noi. Fumam. Fumam ca șerpii, vorba aia, că noi consideram că e șmecherie, dar na, vârsta, ce să facem. Și de asta zic, adică aș băga-o acolo un pic. După aia conștientizarea intervine mai încolo când te da, uite, mă uit la filmul, care are 6 ani, adică nu știu cât conștientizarea vorbea, mi-a la fel. Dar uite, i-am tot spus, ea de mic a mers mereu cu centura în mașină. Păi și acum când se urcă mașină, dacă auzi motorul pornit, alo, centura, stai că n-am plecat, am pornit motorul. Da, așa deci... e și Traian, de la bicicletă, l-am învățat că trebuie să meargă numai cu echipament. Dacă nu mergi cu echipament, nu ai cum să mergi, adică face parte din... Da, mersul cu bicicleta. Tu zic, mai văzut pe mine că eu când merg cu motocicleta am costum? Da, vreau și eu. Uite, ia-ți, dalea. Și nu, adică am eu și zic, haide mă, dă-te. Nu, vreau protecție. Da, acum ce ți-ai găsit belea? Da, ne grăbim, nu, nu. Protecții, genunchiere, cotiere, mai pierd, mânuși, cască, ochelari, Dar asta zic, dacă înveți așa de mici, atunci automat. Și eu întreb la trecere, zic, uite, cum traversăm aici? Păi da, ia vezi, mașina s-a oprit, se uită. Da, bine, repet, n-are repere, e greu, mai dar măcar minte, înțelege ideea, bă, mașina trebuie să oprească. Mai ții minte podcastul de la Mol, când am avut discuția despre trecerea de pietoni și despre cum se traversează corect? La Mol? La Mol, de-am filmat noi, la veranda. Ah, cu... Ăla de n-a apărut. Dar asta vreau să zic, că l-am căutat, zic, bă, dar da, nu, unde l-au pus, mă, băieți ăștia? N-au luat Marius sunet. Da, e ok. Cum adică n-au luat? Așa mai... Mai vorbim, îl dublăm, mai facem o dată. Așa întâmplă, știi? Adică important e că acolo s-a auzit. N-a filmat oamenii, nimeni cu telefonul? Nu că scria dacă filmează cineva. Au fost acolo, probabil că au înțeles. Dar da, paradoxul pentru mine este că și centura de siguranță îți face doar bine, nu îți face niciun rău. Și faptul că tu conștientizezi niște pericole când te urci la volan, îți face bine, nu îți face rău. Adică eu nu înțeleg de ce oamenii nu vor să fie mai buni. Pe mine aici mă pentru că mă se consideră depășiște. Deja bun. Se consideră deja bun, nu? Cei mai buni. Păi dacă îi întrebi la începutul cursului, dă-ți o notă, da, ție știu, de știu, la... Știu. 8, 10, 7, da. Tot. Okay. Și după aia s-abțin, nu mai zic. Dar măcar unii dintre ei conștientizează. Alții nu recunosc. Dar în creierul lor, în subconștient, se întâmplă lucruri. Chiar dacă el pe gură nu spune. Uh-huh. El după aia când procesează, ceva acolo îi rămâne, n-are cum. Dar se supraevaluează foarte mult. Cred că știu, fac, că n-am pățit niciodată. Dacă n-am pățit niciodată... Am 700.000 de kilometri. Exact, cu cât e mai mult, cu atât e mai rău. Mai n-ai rău. Derapat niciodată? Nu. La e primul, prost, e greșit, da. O să-i vezi pe aia în parcare seara? Da. Nu că îi încurajezi. Au un avantaj. S-au obișnuit cu ideea, cu golul în stomac ăsta. Au prins, da. Nu e, când o să pleci, o zic că am mai făcut așa. Stai dacă îmi iese, poate nu iese. Nu iese, da. Dar nici nu se sperie ca tine, să zică... Aruncă volanul, îl dă lui ăla, pune mâna la ochi și... Asta, oamenii trebuie să înțeleagă că dacă merg la niște cursuri de conducere, defensivă, pilot de curs, nu contează, da. Orice vrei tu, nu înseamnă că înveți niște tehnici care în orice situație te vor salva. Nu! Înseamnă că înveți niște tehnici care te pot salva în anumite situații. Ai o șansă în plus. Nu, păi nu. Și centura, nu-ți garantează nimeni că ai o șansă nu în plus. Intrăm acum, mergem cu 200 la oră, că am fost eu la cursuri cu valii și gata, iau virajul ăsta cu 200. Nu! Dar măcar știi ce să faci, măcar e cum e asta cu răsturnarea. Eu sunt ferm convins că toți aceia care au fost la tine în mașină răsturnați în acest exercițiu, da? Dacă, Doamne ferește, li se întâmplă în ceva capul le-și lor, aminte, măcar cotul, exact. Măcar ceva le-a rămas. Tot le vine în cap, știi? Și de asta spun, ajută în situațiile alea că dacă ți-e să pleacă mașina, ai văzut că e golul ăla în stomac, știi, la început simți frica aia, știi? Mă, tu te-ai obișnuit cu ea. La noi, pentru noi oricum e prima dată natural, la noi la voi altceva, nici nu mai există, da, chestia aia, că mi-a plecat, aoleu, știi, nu? Dar asta mă depășește, pentru că oamenii nu știu cum stai tu cu aceste cursuri. Și stăm cum... bine, dar știi care e problema? Că mă adică câți clienți asta, ai, ca să zic? Avem, nu, sunt... s-ar putea mai mult, dar adică... și s-ar putea și mai rău. E Doamne bine, ferește, da. E bine, dar cred că majoritatea sunt corporate. Adică păi majoritatea da, sunt firme care își trimit oamenii să exact, fie mai mă mai sună buni. Câte nu unul. Sunt persoane fizice alo, care vor. Okay? Vreau și un curs de defensiv. Câte persoane? Nu, eu. Ok. Bă, m-a mai sunat una cu vreo 3 luni, nici nu mai știu unde naiba l-am scris. Da, și cred că în vreun an v-ați adunat vreo 4. Din ăștia așa... Ce nu-i bagi la corporate, nu poți? Păi, îți dai seama, de multe ori mergem noi la firme. Și nu pot să vin cu câte unul acolo, știi, mie da, aia. Și nu-mi bat capul, da, nici nu mai știu să-l sună, să-i da, pun, să-i sun pe toți. Am făcut o chestie din asta, dar cu tot de la firme, 2 de la una, una de la una, 3 de la una. Mamă, cât am stat pe telefon, hai joi, nu poți, greu, hai vine, da, nu poți vine, logistică, stai, sună-i da, pe aia știu, toți știu, înapoi, știu, nu mai e vine. Da, e nebunie. Nu mai vine să termin banca mea, știu. Că aia veneau toți 30 când a zis firma, mergeam acolo, puneam microfoanele, corect. Rec și aia era, știi? Da. Dar știi ce e cel mai greu? Să le captezi atenția, frate. Păi,
Asta e lupta cea mai mare. De ce? Oamenii se pierd imediat. Da? Că e vorba de pilotaj, de defensiv, de orice. Stau curs. Cu telefon ce fac? Ia le telefoane. Păi da, direct, prima oară, toată lumea telefonul, silent, dacă apare, dacă e ceva, că sună telefon și încep tot. Bă, nu e alt, deci nu sună toate la fel, dar mai sună. Bă, lasă-l, că nu e al tău, nu te uita, că nu te, e despre el, despre tine. Of. Măcar așa, liniște, dacă e ceva, ieși, te duci, că sună. Grădinița, copilul, șeful. Poate e vreo urgență, da, Doamne ferește. Da, tu te și vorbește, dar lasă-ne pe noi aici, ăștia care am mai rămas, să fim atenți la așa și tu te vii după aia, știi? Dar până și faptul că iese unul din cameră, era din clasă și intră, tot da, se rupe un pic, da, știi? Da, 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 știu. Și atenția. Că nu mai zic dacă ai mai din spate, că îi vezi de când intră, frate, ca la școală. Golanii în spate. Da, direct să se ocupe. Bă, dar veniți mai în față, că aici se vede mai bine. Sau... Nimic, frate. E, și ai acolo, dor. Dar ăștia la alții, ai mei trainerii, ei stau în spate lângă ei, acolo cu biciu, știi? Și da, seama, problema aici este că nu plătesc ei. Exact. Nu plătesc ei. Dacă ar plăti ei... Ar fi interesat. Dacă ar plăti, ei n-ar veni. Ar fi interesat să obțină cât mai mult de bani. Da. Pune întrebări, ar fi atenție, nu știu. A, așa m-a trimis firma. Ce vrea, bă, ăsta? Da, da, după aia, atunci, la început, da. Bă, dar știi că după aia, peste 90%, mamă, ce mișto, că îl trimis și pe ăla, știu, zic da. Și lui Fimiu, da, da, cât da, costă, da, da. Vreau să-l trimis și eu. Dar la început, pentru că știi de ce s-ar putea să fie și numele prost ales. Că dacă îți conducere defensivă, ce mă? Și mă învață să merg încet. Ha, bă, lasă-mă, da, prost, da, 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 ce, da, mă apăr, ce e da, aia, da. Și nu, plus că nu poți într-un nume să-i explici lui ăla cam da. Ce e, nici măcar la liniuță, așa, capitolele, tot e prea mult. Deci el nu știe ce e acolo, nu-și imaginează ce ar putea să audă, da, da, să vadă, să da, trebuie să vii cu sufletul înțeleagă. Deschis și să nu-ți creezi de așteptări și hai mă să vedem ce vrea să-ți, că ăla totuși a fost campion la raliuri. Să lăsăm la partea asta, că poate alții nu sunt ca mine. Dar asta e politica la mine, azi, bă, eu predau, nu există. Cât eu sunt pe picioare și pot, după aia nu, stai că ești la raliu, du-te tu, nu. Lumea la mine, că vreau acolo, vreau la tine că ești tu. La defensiv, eu la aia, eu la aia. De-aia vine lumea, că ești tu. Ne-a ce aminte de Băldescu. Dumnezeu să-l iert. Da. Și îmi place chestia asta că mai mi-aduc aminte de el din când în când. A zis, bă, și zicea multe chestii mișto. Asta a fost una dintre ele. A zis, ca să poți să evoluezi, trebuie să conștientizezi că ești prost. Bă, ca să conștientizezi că ești prost, trebuie să ducă capul un pic. Da. Adică, nu e chiar așa, înțelegi? N-ai cum să le știi pe toate. Bă, hardul magazinează, are loc, în hard e loc. Eu le spun oamenilor că nu trebuie să le știe pe toate. Și nici nu trebuie, da. Cum să... Fă-ți ceva ce-ți place sau nu-ți place sau te duci tu în domeniul ăla, învață-l pe ăla, mă. Fii bun la ăla, mă. Și fă experiență. Uite, îl cunoști pe Vali, ce știi tu? Mașini. Eu știu electrică, hai să facem schimb, nu vrei? Da. Eu te învăț electrică, tu mă înveți mașina. Adică, nu că te învăț. Știi despre ce e vorba, că e greu să fii expert în 7 domenii. N-ai cum, da. Și atunci... Dar și în ăla în care ești. Uite, exemplu cel mai bun, că suntem o familie mică. Învățat. Avem cursul ăsta de 10 ani. Prezentarea a tot evoluat, a mai apărut un film, a mai apărut o informație, a mai schimbat, stai că aici nu-i bine, schimbă slide-ul ăsta că se leagă mai bine aici. Deci mereu tot bricolăm și tot nu e, bă, acum e bun, tot nu e. Silviu Toma, Titi Aur, da? Da. Pac, ascult, a, ia stai că parcă îmi place cum ai să aici, ia să iau și eu ideea asta, să o bag pe acolo, pă, că parcă sună un pic mai bine decât sau nu, la mine nu era deloc. Sau, mereu găsești câte o informație care ori nu e, ori un pic altfel și ți se pare că uite, ăla s-o mai bine sau... Asta, a pus-o pe tapet mai bine. Asta înseamnă că tu copiezi. Nu, plec urechea și învăț, ascult. Da, foarte mulți oameni care zic, nu, eu nu-l ascult pe ăla, că îl copiez pe ăla și după aia zice lumea, stai mă frate un pic, tu nu-l copiezi, tu, cum să spun eu, ești influențat de lucrurile care ți se par bune acolo și le iei la tine și te faci tu mai bun. Stai puțin așa, că nu s-a născut nimeni învățat, lucrurile nu trebuie să vină de la mine, din interiorul meu. Mamă, eu am descoperit asta, gata, eu. Nu, frate, uită-te în stânga, uită-te în dreapta. Era inventator, dacă vrei. Dar nu despre asta e vorba. Sau că am inventat destul, acum nu prea ce să mai inventez. Da, adică apa caldă. Nu despre asta e vorba. Normal. Este vorba despre un produs pe care eu îl fac. Oamenii sunt liberi, e bine că suntem mai mulți pe piață. Sunt mai mulți pe piață. Da, foarte bine. Care logic. Fac aceste cursuri de defensiv. Ca să evoluăm fiecare dintre noi. Pentru toată lumea. Eu am zis întotdeauna, domnule, vreau să-mi fac șaormerie. Fă-ți, frate meu, că e loc pentru toată lumea. Nu există că sunt 10, că sunt 100, că sunt 300. Dacă e la locul potrivit și dacă tu, cum să spun, îți place ceea ce faci și pui suflet acolo, automat și transmiți asta către oamenii, se simte care, că se vede, înțelegi? Că vorbim de Silviu Toma, mă duc în Grecia la curs. Am văzut că văd driftuiți pe acolo. Grecii ăia, da, care sunt și ei trainer și așa mai departe, bă, prin simplu fapt că sunt greci, sunt altfel, mă, frate. Bă, nu simți vreo secundă că ăla vrea să scape de tine. Nu simți vreo secundă că ăla, cum să spun eu, îți predă niște lucruri așa că trebuie să le facă. Să te mai repede, să-ți ia banul, să pleci acasă. Da, ăla trăiește că se oftică că nu înțelegi. Da. Se oftică când nu înțelegi și se bucură când îți iese ceva.
Înțelegi? Oamenii zic, păi pe apă, mă, n-are important. Păi zi-mă mersi, zi-mă mersi că-i pe apă, zi mersi că-i pe apă, că ai timp să înveți. Lucrurile se întâmplă mai încet și ai timp să observi lucruri. Dacă era pe uscat, nici nu era costul ăsta și nici nu se întâmpla totul repede. Era greu să, așa, când 350 de tu la aștepți, după aia, totul, eu nu vreau să fac drift. Dar nu faci drift. Înveți să controlezi mașina când pleacă. Te obișnuiești cu golul în stomac. În sfârșit. Dar apropo de chestia asta, ziceau mulți că nu, că tu la pilotaj acolo nu predai tot, ai tu secretele tale, ții pentru tine. Nu le dai, că dacă le dai să te bată ăla pe care îl înveți. Băi, e cea mai mare bucurie. Uite-te la Sugar. Corect. Sau alții. Da. Vi se pare că eu mă mai bat la campionat? Adică nu le-ai spus? Vi se pare că eu mă mai bat la campionat? Adică de ce aș... E o mândrie să-l vezi pe ăla care l-a luat de 10 ani, că a ajuns ca tine și mai mult decât tine. Eu l-am învățat Miyagi. L-am învățat și a ajuns... Și mai dau bucăți, bă, nu-i bine acolo, mai corect, bam, bam, corect, adică mereu corect. Și cu el, nu există, gata, până aici, nu, mereu, uite acum, m-aș mai duce și eu la Iarcu, iar în Finlanda, pe acolo, pe acolo. Te cred. Am fost, a costat mult duce. Și cât tot mai, 4-5 mii, nu, 2 zile. Dar să vezi, m-am zis în Italia la Caneva, zice, mi-a zis Gabi Lazar, e unul tare acolo, el n-a fost vreun pilot, dar pe parte de training... Și după aia a fost toată România acolo. Okay. Coastă, toată lumea. Zice, program frumos, am sunat, 5.000 de euro. Asta în Italia, zice. Da, pe asfalt. Am mai avea și macadam, dar pe asfalt e doxă. Okay. Zice, avem program așa, vite, ca zi de aici la hotelul nostru, de la 10 la 12, pauză, pizza, mâncare, somn, bă. M-am văzut netă, mă, ce e aici, bă, la spa? Da. Bine că n-avem și saună, da. Aia era în Finlanda. După aia de la 3 încolo, încă o oră, două, zic, păi ce fac eu acolo? Vrăjeală, vrăjeală, vrăjeală. Două ore. Nu, zic, prea puțin. Ok, da, asta zic, vrăjeală, merg, prea puțin. Că okay. Să ai timp să te plictisești. Eu pot să-mi dai mie 100 de mașini să mă dau un condit fără să dorm? Nu există pentru mine plictiseală. Așa ar crede toți probabil. Dar da. Da. M-am stat acolo după două ore. Nu știam cum să... Nu zic mai avem mult până la pauză. Acum ți-am zis, După aia m-am dus creier. Deci că am nevoie de liniște un pic. A început iară. Pentru că pompam mereu pe o bucată de un kilometru, doi, de un milion de ori de te făcea cu capul. Și multe informații care erau... Invers decât, aiurea decât trebuie să te încalci cu stângul dreptul și cu stângul dreptul stângul. Bă, cum? Că toată viața am învățat. Da. Nu, nu, așa trebuie. Și ești praf. Pleci de acolo, te dă peste cap, ok? Și după aia am înțeles că mi-a ajuns. Deci era programul cum trebuie. Deci mandat, da? Dar după aia zic, mamă, cum pun eu în aplicare ce a zis ăsta? Când era el lângă mine, frumos cu telemetrie, mi-arăta, dar n-a cumpărat cu alți piloți, că nu erau mașini similare, nu aveam ce cutie cu craboți, dar mi-a arătat față de mine. Cameră, cum pun și eu la cursurile mele, că am învățat și eu de pe acolo, telemetrie n-am, dar mă rog. Da. Zicea, uite cum ai mers așa, uite aici, grafică suprapuse, uite aici ai intrat un pic mai tare, cu era C2 din ăsta, cum le avem și noi, cu digital, știi, cu vitezometru. Da. Zicea, uite, aici ai intrat cu 70, a scârțit un pic roata, răs de stradă. Nu slicuri, că nu eram la competiție. Okay. Scaune, să-ți stai să da, nu... să te ajute, te-a pus să pe nu de moară volan. Mâinile, da? Zice, când s-a părut mai tare, asta sau asta? Eu direct. Asta cu scârți? Nu. Uite, ai intrat mai tare, ai ieșit un pic mai încet și din cauza celor 2-3 km mai încet pe care nu i-ai simțiți, până în capăt acolo, ai unde ai pus o frână, ai pierdut o secundă jumătate. Ai simțit? Nu. Hai mă, frate, nu. Zic, bă, și după aia aveam, na, problemele mele cu viratul, aiurea, you steer too much, terțitrop, în continuu, mai stai în cap, e prea mult, așa, toată lumea face aceeași chestie, stai niște. Ok. Vorbeam italiană, că eu sunt cu italiană mai bine decât cu engleza și sterzi, deci la un moment dat eram blocat pe treaba asta. Și după aia, la un moment dat, nu mai făceam chestia asta. Mă mai lăsa două, trei ture singuri, iar bam, mai dea cu gata, șeful, să trăiți, iar și bă, e bine, când îți dau eu câte una, îți revii. Dacă nu o să mai fi lângă tine, ce faci? Cine îți dă, da. Trebuie să stai tu singur. Da, ok. Tu să fii eu și Valerica, bang, nu e bine, ce faci? Ai uitat ce a zis omul? Ok. Deci începe lupta cu tine în a te schimba în direcția aia. Ceea ce e foarte greu. La ce vârstă ai fost acolo, oare? 2009, nu știu câți ani aveam, 20. Păi am și campion în 2011, la 28 de ani, deci 26. Aveai ceva experiență. Aveam, da. Păi începusem în 2003, după care am fost în Finlanda, fix atunci în anul în care am și campion, în 2011, să văd pe macadam. Două zile cu prietenul Dinu, nebunul, mamă, deci nu vezi Dinu ce Rechinu. A fost pe acolo, Rechinu, da. Părăște, nu, cum merge ăsta? Da, el se și exterizează. Da, nu, maxim. Și ne-am stat acolo, frumos, cu un Subaru, 150 de kilometri, clar, s-a depășit kilometrajul, gata, s-a încheiat, nu conta că și mai repede, mai greu. Discutăm, da. Cu asigurare, tot frumos,
Da, na, tot nu-ți venea să o dai de cupa aceea, că tu-ți venea, da. Oameni feriște, nu știu în fine, și-am mers pe acolo, nu știu ce, la fel, îmi zicea că intru prea tare în virajele lente, mai încet, calm down, că nimeni, și am niște lucruri pe care le repet și eu la cursuri. Trust yourself that in the slow places nobody can go faster. Că noi avem o problemă. Corect. La circuit ai comparație mereu. Ca în jocul cu ghost-ul. Da, da, bine, da, da, ghost-ul, da, pleacă, da, ghost-ul. Da, da. E, atunci când ești singur la raliu, ai ghost-ul tu în creier și zici, mamă cum a venit Simon, mamă cum vine, da, magica, mamă cum vine, mamă, eu sunt pilaf. Dă-i tare. Și de fapt, păcăreală. Mai rău. Fizica, da, e aceeași pentru toți. Asta, da, în condiții în care avem toți aceleași cauciucuri, aceeași vreme. Nu, da, a plecat, da, da, pe slick-uri, era ud și atunci la revedere. Da. Dacă suntem toți la fel cu aceleași mașini, ăla a trecut acum 2000, ăla peste 2000, n-are cum să treacă mai tare, că ăla e drumul. Da. Dar tu în capul tău, vin la 170 unde trec toate alea, bă, și vin într-una, că părea... 40 lor. Ce, mă, asta, mă, taximetrie. Și îți vine să-i dai mai tare, știi? Okay. Și a zis, trust yourself, că n-are nimeni cum să intre fizic mai tare în viraje decât te lasă fizica. Da, și am fost atunci în Finlanda la chestia, mi-a plăcut foarte mult și am făcut-o înainte de un raliu. De Țara Bârsei, Brașov cu București, în fine, a fost pe special aici. Înainte de asta, m-am făcut și o sesiune de teste ca să aplic ce am învățat acolo. Eram, ce, că nu mai știam să pilotez, frate, deci nu mă să mai lega nimic. Era încurcat, nu mai ieșea nimic bine. Break, turn, să n-arunc mașina dinainte. Don't throw it, just turn, făcea, don't throw it, nu arunca, doar virează. Bă, dar ne ducem înainte. Nu, că părea că sub virezi și te-ai dus ca bolovan, nu? Până nu simțeai tu un pic aruncată și gata, mai că s-a înscris, e pe unde trebuie. Nu, că după aia dai gaz și pleca mai tare, fiind 4x4, știi? Și baraca de Evo, că atunci nu știam ce înseamnă R5. Și am ajuns aici, da, erau pe cale de naștere. Și am ajuns aici, ne-am dus la Nucșoara, am făcut teste, pac, pac, am ajuns la Brașov, la raliu, stoar. Dobre, în dreapta, nu fusese cu mine, știi, nu știa nimic. La teste, surpriză. Nu prea, da. Și am început eu. Ce faci? Să uită, ce faci? Hai, mai lasă-l un pic, am mai mers jumătate de probă, tâng, 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 hai mă, ce faci? Nimic. Bă, l-am dat la jumatea probei. Baf, a venit așa un fulger și am început cu alea mele. Și hai mă, sfârșit, ți-ai revenit acesta. Okay. Zic, cum adică? L-am întrebat pe aia. Păi mergeai că nu ți-eșa nimic. Erai, încercai și nu, încercam să fac ce zicea ăla, dar nu mi-eșa nimic. Ok. După care, în prima fază, am înțeles-o pe aia cu mai încet în ace și aia mi-a ieșit. Ok. Și după aia, ușor, ușor, le-am făcut pe restul. Dar asta nu înseamnă că acum, brusc, veneam cu minul mai repede pe probă. De-aia erau 5 secunde, 10, 2, 5, 3, bă, unde conta. Niște progrese erau. Da, da, că tu te bătai la secundă, nu la minute, da, știi? Da, da. Și da, practic am înțeles niște lucruri și am mers cu el în dreapta. I-a zis, te rog eu, hai, mergi. Și a zis, păi, consum din kilometri. Dă-i dracu de kilometri, consumă tu aici, că vreau să văd. Și el făcea niște chestii, bă, dar mie mai să nu fac așa, bănanciule. Da, da, eu merg acum, păi, mă distrez. Nu, stai, că avea dreptate, că o mai pui, nu le, dar mă rog, e de discutat, okay, mult aici, în fine. Dar cum mergea, adică, ăla? Da, ok. Și el era, mamă, de ce mai tare față, trebuie să o zic pe asta, mă, n-ai cum, nu, cu Dino acolo, băi, deci nu, mori. Ajungem la ei la... Trebuie să o zicem, că suntem români. Ziu, frate, ajungem cu avionul acolo, am luat o mașină de la rentăcar, pac, pac, ne-am zis la garaj, în prima zi, și a zis, toți, să trăiți, reci, finlandezi, ia uite, mașina aia, mașina aia, camionul aia, a prezentat garajul, salut, salut, de-aia, că veneau cursanți toată ziua, am mai venit niște proști, da, de, da, România, da, salut, da, salut. Nu contează. Nu, nu ne politicoși, dar nu, nu entuziasm. Da, venit, normal. Cine a venit? Niște oameni, salut, salut. Niște clienți, totul frumos. A doua zi, a zis, mergem la locație, pac. Între toți ăia de pe acolo, nu știam cine sunt, abar n-aveam. Era desemnat unul să fie mecanicul nostru a doua zi. Iar cu era trainerul, că noi vorbisem cu el, să ne trainească el. Nu era doar el trainer acolo. Am luat camionul ăla de 7 tone, el cu camionul. Bă, frate, mergea, deci era roata din dreapta, la un centimetru de linia de marcajul, okay, știi? Da. În stânga, știi că depășit, era gabarit cineva, venea cu gabarit depășit de pe contrase și să-l lase pe ăla. Da. Nu, safe. 40 limită, 40 pe ceas. De ce ne vrea? Și cu Dinu făcea ăla, hai, Iarco, băteam volan, hai mai repede. Am făcut vreo oră și ceva, nu știu, mult. Și a zis, nu, că trebuie să mergem cum e, cu 30-30, bă, nici un kilometru peste. Ajungem acolo, au deschis corturile, pac, nu, noi ne-am dus înăuntru să ne țină teoria, știi? Pac, o casă la un nene, avea un pământ cât toată pipera asta, era curtea lui, o casă, da, și cu un traseu în pădure, fiecare are traseul lui în pădure. Te dai cât vrei, te duci la unul, vreau să mă dau și asta la tine, probabil că îi dai ceva. Și te dai, bă, dar din alea exact cum vezi la VRC, cu săritor, da, mă, cu... Nu, nu așa târtâr la autocolor. Nivelul de pasiune este... Și era drumul omului și mai venea fiecare din când în când chirează să dea și el. După nu mai poți. Înăuntru acolo, frumos, cu plăcintuță pe masă, pac, pac, deschis ăsta laptop, poate să vă mai explic. Hai, mă, bine, ce ne mai explici? Că știm virajele? Da, mai trebuia să ne zică un pic povestea. Între timp, până am ieșit, toate alea pregătite. Cortul pe de la mare, pentagonală, la singur, singur, nu l-a ajutat nimeni, nu știu cum l-a dat jos din camion, cu trepte.
greu, frate, adică în trei oameni îți rupi spinarea cu el. A pus mașina pe cap, ne-am început să ne dăm, Bă, și la un moment dat era un viraj de pe cocoaș și eu puneam un pic de frână și nu mai frâna aici, dă-i blană, du-te pe, lasă-mă în pace, că te rog, eu nu mai frâna. Mi se părea că n-ai cum, știi? Și la un moment dat, la șaptea oară, a pus frână, s-a dus pedala la fund. Bine, nu de tot, dar... Opa. Au început să țin. Am mai frânat mașina un 3%. Da, ok. Am uitat în viraj și ți-am zis că e bine să nu mai frână. Ce bine că s-a rupt conducta. Zizai, m-a luat toate transpirațiile, numai, gata, urâtă stop, senzație. Ne-a dus, da, ne-a dus la parc acolo, hai să vedem ce s-a întâmplat. Racordul flexibil de la etrier acolo, psst, se dea ca siring, așa, nu, era rupt de tot. Ok. Ce facem acum? A, lasă-l pe ăsta că o fix el, o repare el, noi hai înăuntru, să mai mâncăm ceva. Eu era singur acolo, zic, bă, dar nu-l ajutăm. Nu. Nu că-l încurcăm? Lui, astăzi este el de mai rău îl încurcăm. Da, hai să... Nu, hai încoace. Mamă, și-a găsit la un racord mare, așa, l-a nodat, l-a făcut, că n-avea din alea de bercui, de făcut. Bă, n-a crezut cum mai face în ziua aia. A zis, gata, mă, să ne mai vedem mâine. A făcut. Cum, nu știu cum, a băgat ăla pe acolo, l-a făcut. Iată, haideți, magia boi, mecanicilor de curs. Când s-a dădea Dinu, eu eram la cort. Ăla mucles, nimic. După ce m-am dat cu iarcă în dreapta, eram... Deci n-am mai atâta euforie, n-am trăit niciodată. Și zic ăsta, bă, te-ai dat cu iarcă vreodată? Da, m-am mers. E bun, nu se... Și cum se pare? Da, merge okay. Bine iar cu. Bine, în Finlanda 5 milioane de locuitori și vreo 2-3 milioane au o licență de pilot, toți sunt buni. Adică nu poți să zici care e mai bun decât care. Zic, bă, da, nu, și nu ți-a plăcut, te-a speriat așa, tu mecanic, să mergi cu ăla în dreapta. Bă, da, merge bine iar cu noi. Nu, ăsta e pe prafuri, sigur, adică n-are cum. Și după aia vine Dinu, eu zic, bă, uite, i-am spus ăsta, dar e în filmul lui, n-are niciun sens. Eu eram acolo să fi râs și el cu mine, care așa. Zice, Dinu, păi ăsta e pilot. Zice, mă, păi nu vezi pe fața lui? Ce să vă, mă, că nu scrie nimic pe frunte. Zice, iar cu cine e ăsta, nu-i pilot? Zice, a, bă, da, e Temu Armin, în campionul Italiei la Macadam. Zic, cine? Și am început pe Google. Google, Temu, ce? Și te, bă, seamănă cu ăsta, ăsta e. În ziua aia, el era mecanic, frate. Ca era. Of, Doamne. Era mai bun decât Iarcu, de vreo 10 ori. Nu e că Iarcu nu era normal, bun. Dar îl întrebam până la, hai mă, zic cum e. Mergi, băi, bun Iarcu, dar ce să zică? Eu îi dau foc, da, nu? Da. Băi, e bun Iarcu. Ce să zică? Eu sunt, da, mă, eu fac, eu drag. Dacă eram la noi, ar fi zis, lasă-l pe Iarcu, ai ce am făcut eu, ia uite. Am mers, era pe treaba lui, frate. Nu s-a lăudat cu nimeni, n-a zis nimic, nu. Felul de a fi creștere, oamenii. Cultura. Și zic, bă, și ăsta e pilot? De fapt, da, are program în Italia, îi plătesc unii, un Subaru mergea atunci, dar doar la Macadam. Îi bătea pe aia, de, cum a făcut și Iarcu de fapt pe la noi, știi? Mm-hmm. Și avea program acolo și mergea foarte șmecher și omul azi era mecanic. Păi și nu l-au ajutat, mă, și pe... Nu, e treaba lui, jobul lui, nu ne băgăm, se supără. Da, și la noi când îi vezi că nu știu să strângă o roată, să desfacă o roată cu pistolul, pun piulițele invers și alte nebunii. Lasă-vă, că am mai văzut, nu e problemă. Nu pe stradă, bă, la raliu. Am văzut și în Suedia, la curse, când am fost acum la Gatebil, era visul meu de o viață să ajung acolo și am zis, hai să mergem să filmăm, că uite, împăcăm și capra și varza. Merg și eu și le arătăm și oamenilor. Acolo, valii, cum să spun eu, e un eveniment pe circuit pentru amatori. Deci nu pentru pro. Deci circuit nu... pe zăpadă, nu? Sau? Nu. Fără. Pe uscat, da? Păi nu mai e nici în Suedia, ce erau. Da, au și pe zăpadă, au Gatebilul ăsta și pe zăpadă, dar îl fac și pe uscat. Și gândește-te tu că într-o sesiune de 15 minute, pe circuit așteaptă să intre 240 de mașini. A fiecare cu mașina lui? Hai să vedem. Fiecare cu mașina lui pe persoană fizică. Doar că pe persoană fizică oamenii au mașini like Volvo, de 800 de cai, cu 2GZ, cu cutie de 20.000 de euro secvențială, cu, ei nu mai vin cum mergem noi, cu dube și... Nu, autocar. Autocar, platformă după autocar, totul băgat în autocar, paturi, masă, acolo, mecanic. Acolo, stau acolo, mănânc acolo, da, acolo. Totul acolo. Mă, nene, tu ești pilot? Nu. Ce ești tu? Electrician. Asta-i damblaua mea. Valin, să-ți dau link-ul cu episodul cu Volvo. Să te uiți la Volvo. Mă, Volvo făcut, n-ai înțeles în viața ta. Lasă că... arăta bine, colantat și pe interior și pe exterior, linie, mașina, tot. Nu există să vii farmacie și să așa mai departe, da? Și pe lângă chestia asta, omul avea comunicare pe volan cu mecanicul de la box. Și vorbea în cască și zicea, vezi că mi-a dat o eroare aici, cred că nu mai am. Da, vino acum, hai că-ți pregătesc benzină. Mă, omul era persoană fizică, înțelegi? Da, individual, așa el, pasionat de... Deci, repet, erau 240 de mașini la start, care intrau într-o sesiune de 15 minute de drift, că... În toată ziua de acolo a evenimentului erau și sesiuni de time attack și de free ride și de drift. Și mai avea o sesiune de cursă cu start de pe loc, Unlimited. Unlimited, care acolo era un nene care avea, cred că, 60 de ani și avea un Lotus Esprit de 800 de cai. De curs.
Și a zis, poți să pui și un sticker cu stat, dar pune unde îl vrei tu, în față aici, în mijloc, înțelegi? Și el a zis, zice, eu am, nu mai știu cum mi-a zis, am între 650 și 800, așa, cum vreau eu. La robinet aici, dacă scapă mâna, îl dau peste cap. Mașina avea un motor V12 biturbo, înțelegi? Și a zis, eu dau așa, între 600 și 800. Mașinile la start erau el cu Lotus-ul, BMW E30 M3 turbo, la fel 600 de cai, M5 E34, tot felul de mașini, femei, bărbați, nu înțelegi, cursa repetan limited, cu calificări, start de pe loc, depășiri, care câștigă. A câștigat Lotus-ul, bineînțeles, era cam și cea mai puternică mașină de acolo, bineînțeles că a doua zi ce crezi, ploua. Zic, bă, hai mă să mergem până la circuit, să vedem ce se întâmplă, că ploua. La fel. Omul își pregătea mașina, își pregătea zlicurile de ploaie, zic, bă, tu te dai cu 650 de cai, bineînțeles. Zic, bă, ești nebun. Nu dai la robinet mai... Nu. Bă, ești nebun. N-a pornit mașina, n-a intrat în cursă, cursa s-a ținut pe ploaie, s-au dat băieții, adică, bă, frate, da. Și totul e de amatorială. Și vreau să-ți spun că erau niște băieți care aveau un BMW Rekin, seria 5, cu 2JZ, dacă nu mă înșel, sau M5 Turbo, de 1000 de cai. Nu mai pornea mașina și oamenii luau compresia și nu știau că trebuie să țină gazul călcat. Ai, mă, ca să țină clapeta, ca păi să iau compresii corect. Zic, băi, nene, voi ce faceți? Trage? Comprimă vidul? Nu știu ce zic. Bă, ăștia parcă nu prea știu așa. Da. După că am zis la băieții ăia, bă, deci acolo un parc tehnic, de corturi, mașini, tot ce vrei. Nebunie totală, da? Oamenii puneau piulițele la roată cu pistolul electric, fără să-i dea două, trei ganguri înainte. Și le mai prindea pe... Nici mai contant. Și de-aia zic, bă, parcă nu s-a așa pro oamenii, dar cu toate astea, bine, a intrat unul pe circuit cu un M5, au sărit ambele roți. Adică, dar, bă, nene, oamenii la un nivel... Nu, la nivelul ăsta de amatoriale sunt... Deci, tu gândește-te așa, oamenii făceau drift, da? Acolo eu am scos telefonul prin McDonald's window, da? Să filmez de afară, înțelegi? Bă, în momentul în care am scos telefonul, m-au lovit cam 750 de bucăți de anvelopă. Înțelegi? Adică tot... Bine că nu ți-a zburat telefonul. Iar băiatul ăsta cu care m-am dat zicea, aici nu faci drift, aici încerci să supraviețuiești. Bă, deci, fumul, deci nu vedeai la un moment dat. Da, nu mai știi pe unde ești. Când în față cu 700 de cai, bă, noi nu mai vedem, dar pe acolo trebuie să fie circuitul, înțelegi? Iar omul, într-o sesiune de 15 minute, a făcut două ture. Atât a putut, că el în sesiunea, ei în sesiunea de 15 minute băgau maxim 80 de mașini pe circuit, repet, erau 240 la start, care vreau să intre. Omul care decidea cine intră era o femeie. Care zicea, tu nu intri. În momentul în care ție zicea că tu nu intri, tu băgai întâi și plecai. În secvențiala ta, bineînțeles, de NASCAR. Că era un băiat care avea un Mercedes cu cutie de NASCAR, înțelegi? Și băgai clank și plecai la box. Nu exista de ce eu, de ce nu, de ce ăla. Nu exista, înțelegi? În momentul în care era stea galben pe circuit, pentru că o mașină ieșise în nisip, toată secțiunea care avea stea galben, nu exista unul. Nu exista unul să meargă mai tare de 80 la oră. Deci el venea... Sau depășiri, sau... Deci el venea drift, până în steag. În steag o îndrepta și mergea cu 80. Terminate, pleca după ce termina steagul. Oamenii recuperau mașina cu o volă. Vola avea o platformă în față și ăla cu vola, eu n-am văzut în viața mea să meargă cu 90 la oră. Bă, deci în momentul în care ieșea o mașină de pe circuit, le lua cam 7 minute să o scoată. Deci la venea, lăsa platforma aia jos în spatele mașinii, lega troliul de mașină, trăgea mașina pe platforma aia, o ridica și pleca cu tine în mașină. Da. Cu 80 la oră. Și aia zicea, și dacă vă făcea, m-a luat și pe mine odată, mi-a fost cel mai frică din viața mea. Zice, când te ia aia, nu ești așa. Nu cazi de acolo, dar... Și organizarea și, repet, nivelul de pasiune și așa, pentru niște amatori. Cam așa și pe la Adânca ta și pe la Târgu Mureș. De ce, frate, la noi nu? De ce nu vin? Nu sunt bani. Nu? Pentru ce? Nu sunt bani să facă, să se dea, să... Pe cât e o taxă să intri la un trag de este? 200 de lei, dar te mai costă mașina, te mai costă... Păi stai, mă, nu să faci la nivelul ăsta. Oamenii la noi se gândesc că dacă merg la circuit, vin ăștia de la Dorna, de la Formula 1, de la MotoGP și îi văd și îi trebuie să meargă cât pot ei de tare și cât poate mașina. Așa o judecă, înțelegi? Deci ei nu judecă că mă duc și la circuit și mă dau, nu mă pune nimeni să merg tare. Nu vine Vali Porcișteanu din spatele meu cu Evo și îmi dă flash-uri. Hai, bă, bulangiule, că mă încurci. Da. Nu! Sau să mă dea afară, bă, tu mergi pe rancet, ia aici de aici. Dar nu există, nu. Poți să mergi cum vrei tu. Sau să râdă cineva, că poate râde cineva de tine. Asta cu râsul e o problemă care n-ar trebui să spese, pentru că întotdeauna niște oameni vor râde, clar, mereu, da. Ei considerându-se mai buni sau ei considerând că știu lucrurile, vezi, altfel, Doamne, da. Știi? Pasatul meu merge, ia mă cu pasatul tău să vedem, să-ți demonstrez că nu.
mergi. Nu poți să te demonstrezi la fiecare, așa nu că poți, nu ți ajung nu poți. Zilele și n-ai cum. Nici nu și dacă zic că la da, mă, așa e. Așa și da, ce și faci? Ce? Ai da. Ca nici să... nu nici nu rezolv mare lucru. Și atunci eu cred că mulți multora le e frică. Eu am zis că îmi doresc să organizez un track day gratis. Da, uite, vezi că la Hot Lab la Preșmer se adună, face Ștef Wright acolo peste 100, vin oamenii. Foarte bine. E mai mic circuitul, nu da, așa da, de viteză, bine, e mai încălcit. Da, foarte bine, foarte bine, da, știu, am văzut, fac și băieții aia cu table japoneze, fac, aha. Vin niște generații acum din spate care sunt orientate pe mersul pe circuit, au văzut, văd pe internet, probabil, au descoperit da. Altfel lucrurile, ăștia de seama noastră sunt pierduți, din punctul meu de vedere. Ăștia copii acum. Da, dar eu cred că în primul rând e cultura și în al doilea rând sunt bani. În Suedia, când ne-am dus, am plecat la aeroport, toate ulițele alea aveau urme de burnout. Zic, băi, toate, nu mai rolling burnout, nu mai dalea, nu mai toate intersecțiile, toate alea. Mergeai, vedeai fermele alea și vedeai cât un Volvo, de ăla cu roll cage, cu scaune. Da, mă, da, al acolo, nivel de pasiune și da. De bani. Și le fac ei. Și le fac ei și au timp și au bani și au know-how. Și da, au, da, da, la au noi, la noi nivelul e foarte mic și se dezvoltă foarte încet. Și mă uit peste tot, și la drag racing, și la... peste tot, toate, ies discuții, cupe, de ce mi-a la ăla, la noi e complicat. Băi, nene, lasă-i mă pe alții, uită-te-mă la tine, fă-mă tu, fă tu în așa fel încât să câștigi, mă, să fii cel mai bun. Ți-a pus ăla bețe în roate, te-a furat, n-are importanță, mă, frate, vezi-te treaba ta. Uite, acum am ne văzut lamentăm o chestie foarte care mi-a lăsat așa un gust amar. Tocmai la fix ai adus o discuție da. Ca să mi-aduc aminte la Gala Campionilor. Asta, păi vreau să vorbim de treaba cu cupele și cu Gala. Lasă, nu mai. 7.000 de discipline, de slalom, de time attack. Bă, ce am văzut acolo o chestie foarte interesantă. Nu știam, sau știam, dar nu chiar, n-am crezut că e chiar așa, dar tu sigur știi mai bine că ești un pic mai înfipt în zona aia. După fiecare disciplină, da. Au zis să fac o poză de grup, cumva. Hai voi costași, hai voi raliatorii. Nu numai că la noi... Când zic la noi, mă refer cu asta și Raliu, că acolo suntem activă mai mult. Știi? Uh-huh. Deși noi suntem toți la fraz, toți. Da. Doar noi, Raliu cu asta. Nu numai că unii sportivi pe podium nu-și dădeau mâna. Să se... Bă, bravo, mă! Anul ăsta, că ești pe 2, pe 3, pe nu contează. Da? Okay. Că știu mai lua, că eram pe 2, nu știu ce acolo. Asta așa, da, mă? Da, așa. La sfârșit, toți în post de grup, oricum plecaseră jumate din ei, mai erau jumate, toți se bătuți acolo în post. Hai, să faceți noi poza asta, da. Ce caut eu aici lângă ăsta? Bă, la off-road. Ok, altă lume. După ce s-au premiat. Pe lângă faptul că acolo era mare aula aia, nu știe care unde sunt. Ei, când a fost premiat de la off-road, toți ceilalți care încă nu erau pe podium, că probabil ca la noi toți au luat podium, că de-aia erau acolo, erau așa frumos în șir pe margine. Băi, vede, erau toți îmbrăcați în black tie, dar îi recunoșteai. La fiecare podium toți, bă, dar ăștia nu sunt între ei rivali, adică toți se aplaudau și se aclamau între ei. Și după aia la poza de grup, frate, bă, mai aveau să se pupe, erau toți... Okay. Bă, ziceai că sunt toți o familie, dar de fapt erau rivali. Sau sunt rivali, nu? Și la drift? Nu cred că eram în sală, că am ieșit un pic, nu știu. Dar la drift, la off-road am văzut chestia asta. Iar la polo opus, jale mare la coastă și semi-raliu, dar coasta nenorocire. Bă, de ce ta? De ce mă-ți primi mare la coastă? Da, milioane de euro. Ziceam, aveam o vorbă, știi, că la noi cursele alea, legale, ilegale, măsa, știi? Și tot timpul presa o dădea că e pe bani, ca să sune mai bine, știi, domne? Asta pe stradă? Pe bani, pe stradă, știi? Și eu le ziceam așa, bă, imaginați-vă că dacă erau pe bani, se tăiau ăștia cu săbii, cu... se împușca lumea, se arăta, nu există la noi pe bani, la noi mă dădeam eu cu tine, care eram tovarăși, înțelegi? Și mă băteai, nu știu, îți dau un exemplu, o mașină, două, nu conta, da? Și intram după aia pe Fortuny și eu ziceam că te-am bătut. Păi stai, bă, frate, nu există, nu m-ai bătut. Cum mă duc că ai recunoscut când ne-am dat? Da. Nu există, uite. S-a părut, nu eram eu. La cap. Adică era o chestie de asta și da, la rally și la VTM nu înțeleg de ce e. Paranteză că iarăi s-a deschis bine subiectul. Apropo, când ai zis de copii, de pregătire din școală, din grădință, știi care e o altă mare problemă pe care o avem noi în ziua de astăzi, cu mai multe vârste, dar în generația asta nouă, să zic așa, toată lumea, indiferent de concurs, trebuie să câștige ceva. Orice sport, că să duc la not, că bă, să vină cu o cupiță, cupița pe de locul 27. Copii mai mici, mai mari, ei dacă n-au luat o cupă pentru locul 549, gata, le s-a terminat viața, se sinucit. Avem noi un prieten care a plătit, nu știu să piardă. Ascultă-mă, a plătit un curs de a conduce mai bine, nu mai zic ce, mașină, nu are importanță.
Și omul s-a supărat puțin că n-a primit o diplomă, că a făcut cursul respectiv. De participare, ceva așa? Da, nimic? Bă, ceva, o diplomă. Bă, frate, dar tu te-ai dus acolo să înveți pentru tine. Tu nu te-ai dus să spui la firmă de încredere pe da. Da. Adică... Hai că ai cu duși întors acum. O ceva, zici? Că ai participat acolo... Dar cu ce te ajută? Să-ți aduci aminte, o vezi acolo. Bă, am fost și eu atunci acolo. Da. Nu, că acolo nu e cu loc. Că și noi ne dăm la defensiv. Da, da, foarte bine că dai. Dar nu e cu loc. Nu e concurs. Certificat de absolvire. Ai făcut ceva, ai făcut cursul ăsta. Da. Dom'le, nu mi-a dat, domn. Nu, dar lasă asta, vorbesc de cupe, frate. Cupe, nu la raliu. Lasă că noi suntem în altă zonă, tot la fel de murdară. Sau de cretină. Da. Toată lumea, din ziua copii la școală, să duc la... Nu, toată lumea trebuie să câștige. Dacă nu, gata, s-au demoralizat. Depresie, nebunie, anxietate, că n-a câștigat, el trebuie să câștige. Nu există să pierzi. Bă, păi de acolo începe tot. Întâi trebuie să pierzi ca și după aia câștigi. Da. Nu, toată lumea câștigă acum. Toți sunt, au câștigat câte ceva. Da, nu înțeleg. Că-i 2, că-i 7, că-i 9, că-i 14, cupițe, e o cupiță acolo. Nu există. Da, nu știu, ar fi mai competitivi ăștia care vin acum, ăștia mici, să vezi ce război o să iasă peste 20 de ani. E defecțiune gravă, e rău. Iar ca paralelă, ce facem noi la curse, la raliu, la coastă și la 7 milioane de cupe, ce era acolo pe... Am văzut. Bă, și a trecut, nu știu, trecuseră 3 ore, tot la fel de multe erau. Zic, bă, dar unde sunt? Nu s-a mai dat nimeni, ce au făcut? Tot aduc din spate altele mereu, adică alea erau și am crezut că se termină la un moment dat. S-au terminat, evident. Dar mult rău, frate, mult. Și clasic, și macadam, și asfalt, și clasic. Două roți cu roată de rezervă, lasă fără aia. Roată de rezervă. Cu două roți motrice, da. Avem noi la raliu grupa unde am ieșit eu pe un RC2N. Okay. Da? Adică RC2 sunt mașinile 4x4, R5-urile, da? Okay. Și ca să nu fim acolo, oricum aia ne bat, că da? Am făcut RC2N, adică ăia vechi, grupa N. Nu, grupa N, care era odată. Păi când... N nu era nemodificată? Ba da, ba da, ba da. Okay. Păi, înainte sau de R5-uri, Mitsubele, Subaru erau top, nu exista. Da. Și era grupa N. Da. Și după aia alte grupe. E, acum venind astea, alea nu mai sunt, că nu mai sunt, că sunt depășite. Okay. Hai mă să-i primești pe aia acolo. 3, 5, 4, vorba lui Trișnevski. Bă, tu... Bă, deci nebunul ăla, că tu realizezi ceva aici, eram noi. Noi doi suntem singurii care avem cablu de accelerație, frate. Pe cablu! Sunt toți drive by wire. Mm-hmm. Zic, bă, cred că și mai e vreun Logan la stat? Nu, mai e și Logan, că Sandero nu mai e, știi? Of. Deci pe cablu, frate, cu Evo, mă rog. Și e bine, nu era suficient clasamentul ăsta. Ba eram 4, ba eram 3, 5, 4 și alternam. Știi, când eram 3, 4 nu se făcea clasă. Puncte mai puține. Ca să fie bine, avem și clasament asfalt și macadam. Adică generalul cu toate și te înscrii și la asfalt, mai plătești o licență în plus și taxă în plus. Și macadam. Eu nu m-am mai înscris la astea. Că am zis, bă, dar nu merg oricum la ele, știi? Ca ăla. Da, da, mai n-ați luai făcut cerere. Dacă mai făceai, mai luai o cupă. N-ați făcut cerere. Pentru ce? Păi ca să știe directorul că ați venit. Păi de-aia sunt eu aici, de-aia am venit. Da. Așa și aici. Păi m-am înscris la toate. Nu că e asfaltul separat, macadam e separat. Dar nu poți să te scrii doar la alea. Doar la asfalt sau la macadam. Deci scrii la CNR și după aia îți mai iei plus CNR asfalt, CNR macadam. Și bineînțeles că dacă nu m-am înscris acolo, au câștigat alții, n-am mai câștigat eu. Dar cine, cine e campion la macadam? Ăla, cine e campion la macadam? Ăla, cine? Păi nu sunteți toți acolo? Ba da, da, eu sunt la toate, ăla e la doar la alea și ăla e la doar la alea, ca la tine. Ăla e la cu roată de rezervă, ăla e la fără roată de rezervă. În fine. Da, și la toate competițiile, las la Lomi, la fel, la Rallycross, e la fel, peste tot e la fel. Rallycross este... Nici nu vreau să... Și ce a căutat Dinu la Rallycross? A luat o razna? A zis că vrea să ajute un pic... să ajute comunitatea de Rallycross? Da, adică să-i bage săraci în depresie mai rău, că vii cu bomba aia de mașină. Normal. Oricum le iei tot, tot. Da. Ei, oricum nu. Ei nu sunt cu sportul, ei sunt cu băutura. Adică... Nu, dar vreau să zic, tu ce să faci cu mașina aia acolo? Că practic... Ce se face la anul? Ce se face? Nu, ăsta e la slalom paralel. Da, slalom paralel, da, e altceva. Lucrau acum de curând, mi-a știu, fac circuitul, da. Tuburi, fac circuitul ăla. Mai vrut. Bombă, da. Da, când au tras linie și au văzut cât costă și nu se merită, au zis că nu mai. Dar până la urmă au reușit. Doamne, ajută să nu mai merge numai la Sibiu, 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 Sibiu. Da, da, da. Am zis campionat național, mai merge și noi pe la București. Mă rog, Ciolpani. Da, foarte mișto, o să fie tare, cred că o să vină și lume. Bă, când a fost Raliul Bucureștiului acolo, lumea a fost. Raliul celor 1000 de lacuri? Raliul Bucureștiului, nu știu de... Bălți, cât vei mai apă, baltă, da, și noroi, baltă. Am fost acolo, da, nu știu ce am căutat. Îți dai seama ce pasionat eram, tâmpit. Pe jumate din mașini ce au rămas în apă. Ce am acolo? Bă, câmpul ăla, nu știu cum am ajuns, mâncați aici până acolo. La și ce mocirile, m-am răsturnat și acolo cu saxul. Drâmb, bam, bum, bum, m-am pus să ia pe roz, repede. Pe câmp, erau... Dar abia mergeai, mă, să-mi cărcase roțile cu noroi, de mine, ia, 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 zim cu asta, cu pilot de curse, pentru că asta? Vreau, da, asta cu pilot de curse vreau să vorbim despre ea, că pe lângă cursurile de conducere defensivă, eu vreau să te întreb dacă e cineva care
E conștient, a fost la cursuri de defensiv la TT-uri, să zicem, da? Da? Deci le-a făcut, să zicem. Da? E, uite, domne, am fost la două module, nu știu ce, dar eu vreau să învăț mai bun, așa, să fiu mai sportiv, mai nu știu ce, mă înveți, Vali? Da, mă, păi te învăț la școala de pilotaj. Mă, stai că mai avem ceva. Te rog. Practic, defensivul e strict pentru stradă, da? Și pilotajul e, să zicem, strict pentru cine vrea să participe la curse, nu contează la coastă, la, nu adică la drift. Pentru licență. Da, că dacă mă să vreau, faceți drift, alo, Sorin, ne sună. Da, nu fac drift, da, nu. Ok. Da. Adică eu fac, dar cu 4x4, dacă vrei, te învăț ceva, dar nu-i drift, e vor drift, du-te mă la drift, nu mă apuc eu acum să... Nu că n-aș putea, dar nu știu, e altă disciplină. Nu, e treaba mea, corect. Așa, unde a luat-o e altceva. Da. Deci strict partea asta de obținere licență ca să ajungi să participi, e o poveste. Dar unii au mașina lor, vor să meargă pe track day, dar să știi și să... Și acolo avem un fel de sport cars driving techniques. Asta, ok. Tehnici de conducere sportivă. Da, dar nu e foarte mare cerere acolo, din păcate. Nu e, ea e gândită să vină omul cu mașina lui, ca să-l coste și mai puțin. Eu vin și ca să învețe pe mașina lui. Da, corect. Exact. Da. Păi facem și cu aia, bă, dacă vrei, o facem și cu a mea, dar dacă vrei și cu a ta, ți-alegi tu. Da. Dar eu aș prefera cu a ta ca să știi după aia. Și să exersezi numai pe aia. Să... Plus că mi-e și mie mai simplu, nu mai mă trambalez, costă mai puțin pe el, că nu mai vin eu cu toate. Costurile, plătești omul tu circuitul și costul meu să vin cu mâine buzunar, e ăsta. Îți convine bine, nu treaba ta. Da. Dar e digerabil. Eu sunt unii au zis că da, e bine, alții, hai totuși că aș vrea cu mașina de la școală. Avem asta, 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 asta. Unii asta vreau cu Evo, costă bă, atât, asta puțin. Costă, da. Evo nu știți cât costă cu Evo, nu vă imaginați cât costă asta, cu Evo. Lasă asta. Dar la un moment dat când eram pe la Autocross Arena, aveam și Evo un program și l-am scos, că oamenii se speriau, frate. Și i-au zis, nu puteți să mergem cu Loganul în locul lui Evo? Bă, da, cum să nu? Nu, frate, 300 de cai, când accesezi, plecam, nu înțelegea nimic. Da. Să speria, nu se erau afară, dar nici nu înțelegeau nimic, adică era degeaba. Nu, oricum, din ai nevoie de niște pași 4x4, ca să până să ajungi la 4x4, mai trebuie să exersezi. Și am pus în paranteză acolo la Evo, am scris pro, dar nu înțeleg, doamne, ce înseamnă pro. Și le-am explicat la telefon când mă sună, ăia care se dau deja, au, dar vor să treacă acum pe aer, 5, sau dacă Evo, față, sau dacă spate, sau vor să sară spatele și să se dea la 4x4. Deci unii care au deja experiență și vor să învețe. E și aia, costă, nu mai zic, diferențiale, nebunii că sunt. Oamenii nu-și imaginează, mă, ce costuri sunt pentru o mașină să meargă, adică, știi? Nu, de asta am și zis că vreau să facem seria aia, să pregătim o mașină low budget, să ne dăm cu ea pe circuit. Și să vezi la low budget cât costă. Eu ți-am zis, e un paradox. Pentru mine, motorsportul este... Nu trebuie să fie pe persoană fizică, trebuie să fie doar pe persoană juridică. Uite, adică nu poți să te dai din banii tăi. E foarte scump. E foarte scump. Înțelegi? Și e un paradox să zici, bă, mă dau ieftin. Și ieftinul ăsta nu e ieftin. Tot înseamnă niște bani, da. Nu s-a stricat la nivelul de... anul trecut chiuloasa, a avut o fisură, curgea niște apă, nu se putea suda, că era pe la... Pe la supapă, okay. Bine, se putea, dacă vrei să o vinzi, o făcești. Okay. De, dar nu era să țină. Nu, ce ai luat chiloasă? Nu găseam. Bă, o chiloasă de serie, de Evo nou, nu de vreo navă spațială, de Mivec, că 7-8 mai găseai că aia n-avea Mivec. Asta e cu distribuție variabilă, se găseau mai greu. Păi, n-avem ăla, 5.000 de euro. Bă, sunteți nebuni, o chiloasă goală, fără supape, fără nimic, 5.000? O sudez pe asta, mai pun poxipol, nu se poate așa ceva. Am găsit la unul, vrea 2.000. Avea și capacul ăla vopsit frumos și axe, nu știu, băi, n-am ce să fac cu axe, dar rog eu, ține-le tu. Păi nu că eu pregăteam să-mi fac eu motor, avea practic toată partea chiloasa, cu supape, cu tot. Băi, n-am ce să fac, grupa aia, numai pe ala de serie, vreau doar chiloasa. Nu. Până la urmă am combinat cu Daniel, mecanic, băi, uite, iau asta, aia, dau ție axe, că voi mai faceți mașini de hash, ai ce să faci cu ele. Și până la urmă, dar cu emoții, acum iară a început să mănânce apă, deci m-a luat capul, sper să, că, deci nu mai, îți vine să nu mai scos pe drum. Când îi dai, hai cu o plăcuță, un ambreiaj de astea găsești. Dar când e de motor, încep să nu mai, diferențiale, greu. Și costă foarte mulți bani și nu se mai merită. Nu se merită. Da, știu. Nu, nicio formă financiar nu se merită. Că te dai la curse, că vin banii de acolo și așa mai departe. Dar ce nu înțeleg eu, că îmi explică lumea cu fundație și cu asociație și cu banii asociație aia, cu 2%, nu, 5%, nu, păi nu e chiar așa. 5, cât e... De ce nu sunt sponsori de acolo? 20% din impozitul pe profit. Bun, 20% din impozitul pe profit. Deci ca să înțeleg, dacă ai 100 de milioane vechi profit, 16% îi dai la stat. Da. Din aia 16, deci ca să înțeleg, din aia 16 pe care îi dai la stat, 20% din 16? Îți dă statul ție. Da, deci nu tu, statul pierde. Da, asta zic, adică tu oricum plătești, adică o firmă, o companie, eu la servis, eu plătesc ăștia 16% la stat. Da. Eu vreau să-ți dau ție formularul ăla de la servis, să scrii perfect pe mașină, pe eleron. Sau nu, să faci un contract de sponsorizare. Sau pui tu, tu că ai suma de 500 de euro de dat. Păi și tu ai dat la cineva sponsorizarea aia? Nu cred, nu. Păi de ce? L-ai dat la stat?
Vezi? Că n-ai știut, că nu te-ai interesat. Da, nu m-a interesat, nu m-am ocupat. Dar nu știu. Dacă venea unul la mine... Și se pare ceva mine, greu. Dar știu, știu. Dacă venea unul la mine și zicea, uite, o fac eu, doar semnezi aici așa. Atât. Păi ia, vezi? Frate, ți-am semnat. Le dau pe WhatsApp model de contract gol la ei, se ducă la omul ăla, se scrie perfect pe NG, nu știu ce, ștampilă, bă, durează 2 minute. Da. Și calculează contabilul tău, al ăla, cât e cuantumul, da. Și gata, frate. Dar trebuie să stai, să te duci, să-l convinzi. Și de ce nu ai? De ce nu e mașina plină de sponsori? Eu am vorbit de mine acum? Da, de tine. De ce nu e mașina plină de sponsori? Stai, mă, am crezut că în general zici. Pentru că eu personal am ajuns la un nivel și am trecut prin de toate. M-am scârbit, mi-am mai revenit, iar m-am învețit, iar m-am scârbit, iar okay. Și numai. Da? Și mi se pare, poate exagerat un pic, a devenit, pentru că percepția celor care dau bani e dubioasă și pare că tu te milogești sau cerșești. Nu, niște bani. Un produs. Păi, produs aia, nu înțeleg. Nu, stai că noi nu se limitează doar la asta. Nu e doar pe mașină. E mai și cu Insta și cu Facebook și cu un eveniment și cu vedete și cu okay. Nu e doar, ai pus o mașină, faci o poză și atât. Aia e zero. Dacă te limitezi doar la aia, e zero. Că oricum, sunt puțini care văd mașina aia și oricum, ziua, o trece repede, ești plină de noroi. Dar nu mă interesează. Eu am sponsorizare pe mașina aia gratis. Șefule, adică eu nu dau niciun ban, înțelegi? Da. Și obțin o sponsorizare. Eu nu vreau nimic de la tine. Pune stickerul și să fii sănătos. Ne auzim la anul, mai semnezi o dată. Adică cum? Păi nu mai vin și cu pretenții? Da. Da? Pretenții și acum nu știu cum s-au învățat. Că e ca la televiziune, când am învățat cu bani, vrei să trebuie să plătiți. Păi, bă, e sport, nu, că unii au dat bani, nu trebuie să dai și tu. Păi stai un pic că nu. E accident, nu. Nu e interesant. Știi ce s-au învățat băieții? Cu jumate înapoi. Că jumate e o prostie ce zic, e bine. Nu e bine nimic. Zice, unul îți dau și atâta, îmi dai 90% înapoi. 90? Păi eu stai un pic să mă așez pe la mine. Nici n-am cum să ți-i dau. Cum? Îi scot de acolo și ți dau eu cum îi acopăr pe aia. N-am cum, nu se poate așa ceva. Atunci nu, lasă-l, găsesc altul. Bine, asta cred el că găsește altul. Poate? Nu, găsesc altul care se riscă și eu lasă-l ce la pușcărie. La un moment dat și ai don't give a shit. Treaba lui, da. Dar mă, nu sunt altul, alții da. Care stau la coadă și n-ai vrut tu, păi mai sunt încă 7 care de hai. Poate l-o găsi la un moment dat. Nu e imposibil, știi? Dar deja și de aia zic, te-ai scârbit, okay. Nu mai frate, lasă-mă, nu. Bun. Dacă e ceva, îi am pe băieții de la GNC, ai văzut poate pe mașină, da. Acolo e altă discuție, a venit altfel povestea, nu e cu nimic, nu sunt sume mari, că dacă erau sume mari, da. Aveai mi-a zis, R5. Bă, eu nu pot, da, atâta pot. Ai, atâta pot. E ok, atâta poți, atâta facem. Da, au mai fost sponsori din ăștia de-a lungul timpului care au zis, bă, acum îți dau atât. Știu că atât ăsta e prea puțin și când vei ajunge să faci jos de la alții de cât trebuie, de mai mult, eu voi deveni atât, că n-ai cum să-l lași mai mare, că nu mai încape. Îl pui micuț, zice, dar eu știu și mă bucur că sunt acolo undeva într-un colț. Eu știu că sunt acolo pe mașina ta, nu mă văd, că sunt prea mic, vorba aia, l-ai pus pe scut, se vede doar când se răstoarnă, știi, mașina. Dar știe că e acolo și pentru el e o mulțumire, că până la urmă, repet, nu sunt sume mari, nu-i dau de la ei. Da, eu aș semna cu oricine și n-aș avea nicio pretenție, că, repet, n-am făcut nimic. Adică eu aveam o chestie, ziceam așa, ce-mi iau ce sponsor mie la evenimentele mele, și ia el cât vrea el și îmi dă mie oricât. Că eu oricum câștig ceva, înțelegi? Adică păi dacă ăla dă 1000 de euro, e 900 și îmi dă 1100. Eu oricum sunt câștigat. Că eu nu ajungeam la sponsorul ăla niciodată. Că după aia rămâne al meu și că e altă treabă. Aia, e altă după aia să leagă niște chestii. Dar, adică oricum eu am un plus. Faptul că tu ai venit la mine și mi-ai zis și eu am semnat și eu am un plus, am un sticker pe mașina ta, e un plus. E un plus, nu e minus, n-am dat niciun ban, n-am... Niciun leu nu m-a costat. Bine, aia e, vezi că oamenii până să prind un pic și până înțeleg că de fapt nu dau din banii lor, trebuie un pic de... Știi? Ca să dai să bă, stai mă că nu-i dau de la mine, da. Unii, de exemplu, ce crezi că au făcut? Au uitat. Că trece acum, uite, se termină trimestrul 4, se termină anul. Contabilul, bum, bum, cât avem, hai să calculăm repede, pac, pac. Și în ianuarie se închide luna pe 15, făcut, în februarie. Ai pierdut trenul. Păi aveam și eu banii aia, i-am dat la stat. Să putea face ceva retroactiv cu trezoreria, ți-i dau aia peste 6 luni și acum am un prieten care e în club la mine și să-mi bani și a zis, bă, dar zic, nu mai intră banii aia, că trebuie la 6 luni. N-are trezoreria bani. Bani în general, nu, pe lângă bani în general, n-are pe aia de să-i dea. Ai ouiu. Când o să vină, vedem pe extra, sunt bineveniți și aia. Dar n-are trezoreria bani. Păi vezi, nu trebuia să ajungă la trezorerie de aia, să-i dea la început firma, dar dacă n-a uitat, nu i-așa bătut capul. Și a trecut. În fine, e mult discutat aici, trebuie să facem un podcast pe ăla numai pe treaba asta. Hai să vorbim de pilot de curse, că m-ai întrebat. De curse, da. Aici, ideea care sau care a fost? Uite că ne apropiem de sezonul 4, deja. Dintr-o, nu știu, m-am gândit o dată așa, zic, bă, cum să facem să aducem niște piloți care, de fapt, ar putea să fie piloți, dar ei nu știu treaba asta și ar dori, nu-i bagă nimeni în seamă. Da. Uite, și am trecut eu o dată prin chestia asta, nu vreau să dau nume că nu place. Nu poți să dai, deși poți am să fost nu dai prieten, cum vrei tu. Nu vreau eu. Nu vrei. Dacă nu vrei, eu mergeam cu Saxo.
Și știam, simțeam în inima mea că eu dacă aș merge cu Evo la vremea aia, m-aș descurca mai bine decât XYZ care erau acolo, okay. Când ești la vârsta aia. Da, așa e. Bine, poate okay. Unii chiar erau, știi? Mamă, ce aș bate eu și poate chiar ei bate. Asta e percepția ta. Okay. Nu, deci nu vrăjeală da. Cu brecul. Da. Chestie reală, știi? Da. Și îl vezi pe ăla care are mașina aia și nu e în stare de ea și tu știi, bă, dacă aș fi eu, aș putea mai mult de atât. Și chiar okay. E păcat, dar ăla lasă-l, mă, că îți dă pe bani, nu ce treabă ai cu el. Atâta poate, el are trei mâini stângi, da. Lasă-l în pace, e treaba lui. Și să-i zici lui unul, știi, bă, dă-mi și mie, să uite, aș vrea și eu să mă dau. Du-te, bă, de aici, că nu ești tu în stare să mergi, nu știi tu, nu poți, nu ai putea, e prea mult pentru tine, știi? Tu în sinea ta știind că poți. Până la proba contrarie, da, okay. Că așa mulți visează, da? Bă, te-ai dat, aveam experiența, adică nu era ca și cum ieri mă apucam de curs, am mers cu saxo, băteam Evo-uri cu saxo, unde toți am, bă, gata, da. Oprește că te sinucizi, okay. Nu mai, lasă, ajunge, gata, termină, lasă-l, ia altceva, că nu mai poți, te bați cu da. Bine, nu Evo-uri de top. Da. Sorin Badea, cine erau la vremea respectivă, da. Care mergeau un pic mai la da. Care Sorin Badea 2, să zicem, nu venea da. Să câștige, venea nu, era de distracție, gentleman driver, bine da. Normal. Bun. Și am zis, bă, nu mai, gata, că ne sinucidem, hai să vedem. Și dar la vremea respectivă, până să ajung să merg eu cu mașina aia și când am mers prima dată cu ea, mai venit ca amănușa, eu simțeam chestia asta. Știi? Și am zis, du-te bă de aici, că nu e de tine, nu știi tu să mergi cu asta. Ești prea, poate când o să, peste 30 de ani. Acum, ce simte fiecare când își iau un șut din ăsta, nu poate să transmită mai departe. Și de asta am zis, bă, poate sunt unii piloți, posibil piloți, că de-aia le zic așa, care ei cred, stă, uită, ne văd, sunt spectatori, vin, poate vin, nu vin, să uită doar pe YouTube și, bă, au dacă aș fi și eu, ca și tine. Dar nu că aia fals, că dacă aș fi eu cu brecul, aia nu da, vorbesc recunoștință de cauză. Înțeles, știu ce zici, da, înțeleg. Poate au tras o frână de mână sau nu da. Și poate au dreptate, lasă-i să creadă, da? E dreptul lor. De bă, da, las, e dreptul până lor, una alta, hai să considerăm că e așa, da. Nu invers. Da, da, după aia vedem. Da. Dar nu i-a dat nimeni mașina să zică, ia, dă-te mă 100 de ori să vedem ce poți. Ce poți pentru tine și da. Ce poți și să văd eu. Dar da. Pe mine nu mă interesează dacă ești tu bun sau nu. Ce treabă am eu cu tine? De ce să-mi arăți tu mie? Că ce? Așa, bravo, mi-arăți? Yeah. Acum hai acasă fiecare la aici. Așa, și mai departe ce se întâmplă? Și zic, hai să încercăm chestia asta, că poate sunt unii care cred, unii poate cred fals și tocmai bine. Bau, rezolvă problema. Cap, pac, sau liniștit, dar gândurile astea. Așa? Și alții de nicăieri vin și mă uite la asta, da. Ceea ce s-a și întâmplat, ca să scurtăm, în primul an au fost 50-60 deschiși, că lumea nu știa ce e aia, cum adică pilot de curse. Numele spunea ca la defensivă, spunea și nu prea spunea ce era. Păi pilot de curse, toți suntem pilot de curse. Păi nu, că aici e un program, cum adică? Păi veniți, vă dați, cum adică ne dăm? Veniți cu mașinile noastre? Nu mă, nu, veniți cu mâinile în buzunar, ci veniți aici. Păi să-mi cumpăr combinezon, că... Nu, ăla e după aia, pentru ăla care câștigă. Deocamdată veniți cu mâine buzunar, vă dăm noi cagulă, cască tot noi, tu vii până aici. A, deci nu să-mi cumpăr combinezon, nu. Ok. Așa, era greu, era regulament, bă, și avea o pagină, nu citea nimeni. Le da, explicam noi în live-uri. Nu, citiți voi, las că vi-l citim noi acum. Bă. Nici așa nu înțelegeau mulți. Au venit, s-au dat, experiența în sine. Să vii să te dai cu mine în dreapta, că repet, nu-l puneam pe Badea Gheorghe, că nu era ideea, eu. Da. Să dea unul cu mine. Îți dai seama că ei, acum ca paranteză, ăia toți care au venit în toți anii, în momentele alea, niciunul dintre ei n-au fost la 100% potențialul lor. Ok. Că eram eu acolo. Că erau sub presiunea concursului, dar nu era concurs pe timp. Preselecție. Bă, aici s-a aleg eu cum da. Consider eu, nu? Nu. Da. Făcea unul, am dat, și a agățat centura. M-am trezit cu centura. Stop. Oprește. Păi ce facem acum? Păi nu facem nici punerea la loc. Păi timp, bă, nu auzi că nu-i pe timp? A stat, clanț, ăla în capul lui, gata, m-a depunctat. Și s-o fi gândit el, știi? Bă, nu da. Asta urmăresc că ți-a agățat centura. Și mie, și lui Sugar, s-a mai... Bine, la... am mers așa, că mai avea 2 km. Nu mai zici. Mai avea 500 de metri. Așa. Bă, nici am eu nu m-aș fi oprit, dă-mă dracu. Adică, bă, puneți la concurs, mai stau să-mi pun centura. În sfârșit, pierd timp. Și noi am avut una din asta, dar nu mai zic. Da, cu nu mai zici. Sărea capota, ne-am oprit să pună siguranța și după aia am plecat așa. Cu Nova, în 2003, eram idioți. Și vorba ta, cum zici mereu, n-am fost mai deștepți, am avut noroc. Da, nu e de stai așa că... Și a pus la centura, bă, hai mai departe acum. Și nu am pierdut, n-ai pierdut mai nimic, dă înainte acolo, era prima tură. Deci îi vedeam ce dau din ei și punctam pe talentul lor. Nu că s-a desfăcut centura, că timp, că o secundă mai repede. Că dacă era așa, dărâmam 100 de mașini, nu mai aveam nicio mașină. Ia, cădea cortina și gata. Deci au venit acolo, dar nu erau 100% din capacitatea lor, că erau emoționați, că sunt la un fel de concurs, că sunt cu mine în dreapta și dai okay, seama, ca instructor, ca polițistul la examen. Bineînțeles. Ăla nu e 100% ca profesoara lui. Care stă lângă tine când scrii. Bă, la ăla la școală de șoferi de în oraș și iese plecarea de pe loc, la examen nu mai pleacă, nu mai știe, corect. S-a pierdut, emoții. Mai gata. Emoții, frate. Bun. E normal. Unii mai dezinvolți, n-avem nicio treabă, alții mai punctam tot.
Ochiul vede, vulturul e acolo. Bun. Și a câștigat Robert Tuturaș în primul an. A venit din karting, okay. Știa, dar n-a mers să se pe macadam niciodată. Kartingul e ceva și avem exemple că n-au nicio legătură raliurile, da, cu karturile, cu macadam, nimic. E cu patru roți, dar n-are nicio treabă. Mai se iasă campion la slalom pe tot sezonul, în anul ăla în care s-a dat, că a primit să meargă un sezon la slalom, la clasa aici oricum. În anul următor, Militon, care a venit de nicăieri, îmi place să zic chestia asta, nu înțelegem, cum adică de nicăieri, a venit de la Brașov, nu mă, de nicăieri, adică n-avea niciun background. Asta, da, știa nu... de motorsport, urmărea, era de la Chia, trecea Bavarunca, Chia, okay. Să știa, să uita la raliu, okay. Dar nu făcuse nicio nebunie. Okay. Apoi nu era ce gândea el despre el, bă, oi fi, noi fi, hai bă să mă duc și acum 800 de lei și hai bă să mă duc să mă văd care-i treaba. Bă, și-a câștigat. A fost cel mai bun dintre toți, pe talent. Ideea e că toți trei, să zicem așa, cam în fiecare an, erau acolo. Adică n-aș putea, okay, să zic, dacă mi-a alunecat pixul un pic mai, da, era ăla, nu, okay, mai era la 44, la, okay, 45, adică, okay, niște din astea, știi? Acolo, da. Unul a luat 5 puncte la ceva, altul a luat 4 la altceva, da, știi? Da, a luat mai mult la, da, cealaltă, e, okay. Ideea e că toți, să zic, 3-4, sunt cam pe acolo. Greu să zic care, cum, da, că e, okay, și scurt. Așa, dacă mă dau o săptămână, îi departajez, da, mai bine. Ok. Deci vreau să zic că și ăla de pe 2 și de pe 3, bun și talentat, da, și ea, știi? Ce fac mai departe? Fiecare cu treaba lui. Eu le-am dat șuțul în fund vorba, le-am dat curs de pilotaj, le-am dat echipament la câștigător, știi? Din banii, practic cum am făcut o chetă, toți, da, bă, da, banii ăia, că zice, mamă, scria unul. Ăsta n-are bani să treacă strada și le dă la ăia să dea la curse. Ce le dau, mă, frate, nu le dau nimic. Ei își dau ei între, da, ei. Da, da, da. Eu îi strâng într-o găleată. Și le dau lui unul după aia. Da. Îi iau combinezon, că bucur, mai faci o reducere sau îmi dăm o ca... Cu parteneri din ăștia, știi, ăla dă o înscriere, ăla dă... Ca să fie bine lui ăla. După aia ce face el în anul următor, treaba lui, că eu îi dau șutul, are vorba ce să scrie în mapă, am făcut, că așa prima dată nu scrie nimic. Aș putea, aș vrea, păi du-te și vii, da, după aia. Da. Ei, ăla are... Ce face după aia? Uite, Militon în primul an s-a dat la time attack, că am schimbat noi, am zis, hai să ne mutăm de pe slalom, ne mutăm la time attack. Cu Sandero pe circuit. Ce să facă ăla la pocket, rocket cu Sandero? Era mai ultimul. Mm-hmm. Dar el, în mașina la el acolo, a crescut foarte mult. A înțeles, a mers, a exploatat mașina, a mergea tare pentru mașina aia, dar nu mai avea alte mașini care să bată la nivelul ăla. Deci de-aia n-a zis, mamă, ce tare a fost ăsta. Dar el acolo s-a dezvoltat anul ăla foarte bine. Mm-hmm. Și în anul următor s-a dat la raliu. Acum, a fost acum câteva zile la gală și a ieșit pe unul la Cupa Dacia debutanți și pe doi la Cupa Dacia toată. Bombă. Bă, din primul, din an, primul an, da. Și omul cerebral, calculat, n-a făcut prostii, n-a ieșit de cornul, mm-hmm, adică totul... Bă, nu și ca Luci, care a rupt toate gardurile, Marius. Hai mă, băi, lăsați-mă, mă, glumim și noi, mă. Eu sper că el e mai bărbat, de atâta și poate să treacă peste Caterinca asta. Adică, da, 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 nu, acolo... Sper, adică, sper. Acum nu vreau să mă bag eu în bucătăria lor, dar el merge cu un alt pilot în dreapta. Și doi piloți într-o mașină, e greu. Greșit, ok. Că n-ai, bă, am fost și eu în dreapta... Vezi ce face ăla, vine să îi zici, hai mai așa, nu e bine, cu dictarea, da, asta că ți-ai mai spus ce viraj, bă, dă-i a doua, că nu-i... E foarte greu, okay, că n-ai, nu poți să te controlezi să nu intri în bucătăria, să da, îi da, bași da, mâna volan, da, la un, da, bă, da, ce mă, faci, aici, bă, ia mă mai mult. Da. Nu neapărat că ești tu mai bun decât el sau nu, dar tu, oricum așa ar fi, oricum exterior, ar fi, da, ești post de profesor, da, acolo, știi? Da, 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 și nu e, frate, cu dictarea trebuie să fii, ață, nu te interesezi de altceva. Bine, stai că și un copilot adevărat să mai bagă peste ăla să-l ajute, dar corect, nu să se vadă el mai bun decât el, da, sau să pune, okay, el în postura lui de pilot, mamă, ce-aș, okay, face eu dacă aș fi acum, okay, nu. Deci și sunt fiecare mai știe să crească. Sunt, dar costă. Asta zic, sunt, da, copiloți, da, da, de închiriat? Da, 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 500 de euro pe etapă, 1000 de euro pe etapă unii, okay, barosani. Bă, spui mâinile, viața, da, în mâinile, da, da, lui ăla, da, adică... Da, da, contează mult dacă ai... Și n-a ale tale, că știi, spui lui ăla și ăla după aia... Dar dacă corect, el se duce el, te duci tu cu el. Da. Adică nu... Ia, fac mișto de el, stânga, șapte, mm-hmm, bau, te și duci tu. Și copiloți de ăștia mai ieftin n-avea... Mai găsim, așa, de adică, fan, de... Adică, bănuiesc că... Ba da, dar din ăștia la început. Care asta vor zic, să... Da, păi da, dar tu vrei... Păi, ce vrei? La început, ce să fac acum? Dacă... Asta e viața. Da, dar tu la început, ai avea nevoie de, la unul, început, ai avea nevoie de unul, eu mai... Știu, dar asta înseamnă buget. Dacă n-am... Iau și eu cu ăla, mai sărim, faci compromisul, mai facem. Da. Ce să facem? Asta e. Și da, deci, practic... Întrebarea era... Adică, sunt și oameni care se pregătesc să fie copiloți? Adică, sunt, da, și oameni, da, pasionați, da, de copilotaj? Da, da. Da? Uite, avem pe Alexia, foarte tare, am mers cu Cristiana și am mai făcut ceva programe internaționale pe acolo, foarte ok. Mă, avea 16 ani și a luat B1, numai ca să poată să fie copilot, că, okay, se trebuie permis la copilot. Dar de unde a venit pasiunea asta, oare? Nu știu, frate. Nu știu, ok. Că să o ajut cu școala, da, mă, te ajut, să... Dar se vedea de cum își scria, de cum și, okay, le punea, deci se vedea pasiunea aia, nebunia aia, frate. Bombă. Deci, totul ca la carte. Programe, foarte hartă. Tare, da, da, mă, nu știu, trebuie să fii foarte organizat să fii copilot. Grav de tot. Timpii, știu eu, m-am dus eu. Dar lasă asta. Dar alții, la nivel mare, nu fac atâtea chestii, da, și nu le fac la nivelul ăla precum le făcea ea la început. Și nu doar că a fost entuziasmul de început. A continuat așa, că asta a fost.
meticuloasă și super tare. Chiar nu știam că există și pasiunea asta de a fi copilot. Mă gândeam că toți vor să fie pilot, să fie ei. Nu. Șefii. Unii vor să treacă pe acolo doar ca să ajungă în partea cealaltă. Știi? Okay. Eu văd cum ajung într-o mașină de curse. Păi întâi urci pe partea aia și după aia traversezi dincolo. Uh-huh. Nu, ăla nu știu să caute acolo. Okay. E o tranziție și asta, că pe vremuri așa era. Ca să ajungi pilot, trebuie să dai întâi copilot. Așa era. Așa zicea federația, știi? Faci un pic de experiență și după aia treci în partea cealaltă. Probabil că asta era dată cumva ca să fie și copiloți. Să ai de unde să alegi copiloți. Nu, și să înțeleagă ceva din motorsport. Că înțelegi și din dreapta. Chiar dacă tu... Bun, și deci pilotul de curse vine, îl aleg, continuă anul următor și după aia ce faci în anii următori, știe mai departe el. Anul trecut a câștigat un puști de 16 ani de la Brașov, Rareș Damian. Iar în sezonul 2024, ca să înțelegi un pic unde am ajuns ca volum și probabil că toți am fost la fel și cu Instagram-ul și cu TikTok-ul și cu toate cele. În primul an de-abia erau 5... A, fost cu pandemia, nu puteam să ne întâlnim, am limitat la 20. A, stai că acum am înțeles. Exact. În anul următor s-au strâns 50 sau am limitat noi, că trebuia să merg cu fiecare. Stai bă, că nu avem 50 timp. 50 de oameni, nici nebun. După aia, în anul următor ne-am oprit pe la 64 anul trecut și am mai întrebat, vreau și eu, prietenul ăla, bagă-mă. Bă, stai un pic că nu. Hai, n-am mai venit unul. Perfect, s-a eliberat un loc. Hai tu. Ha, mulțumesc mult. Mi-a trimis mesaj prietena. Sesiuni. Te rog frumos, te rog, iubitul meu, e pasiunea, te rog, bagă-l și pe ăsta. S-au închis. Hai mă, n-am mai băgat unul. În fine, că nu erau 7000 de din ăștia. Dar la un moment dat după aia mai erau și am zis stop. Hai să facem preînscrieri pentru sezonul 2024. Fără bani. Doar trimis mail că pe pagina scria. Vedem noi după aia, da. Știți că s-au preînscris până acum? 300. 270. Băi, e bine. Bă, nu știu dacă rămân toți. Că poate unii și uită. Nu contează, dar... Că aia cu defensivul sună după un an. Alo? M-ai sunat cine ești, mă? Așa. Păi ai zis că vrei defensiv. Eu? Da, mă. Nu știu când m-ai sunat, dar cu 5 ani. Nu mai vrei cursul. Nu știu, bă, du-te de aici, ai greșit numărul. Poate unii ori să fie așa. M-am scris la pilot de curse, ce e asta? Da. Bă, jumate. Dar și jumate dacă rămân. Oricum e mai mult, e dublu. Dau drumul la scris și s-a închis în secunda 2. Ăștia prescris și au prioritate. De ce nu faci mai multe? Păi asta ne-am gândit acum. Ia lasă-mă pe toți, adică facem mai multe 40, zile. Adică fă 40 per sesiune, dar fă 4 sesiuni. Asta adică zic, și din alea nu-i 4, dăm la o parte. Mai faci o finală, cum ar veni și mai... Știi? Adică ar merge și asta, da. Sau mă gândeam să dăm mai multe locuri. Sau dați mai multe locuri, bineînțeles. Unul acolo, unul acolo. Bineînțeles. Sau, nu știu, 5. Că apropo de chestia asta, că te duceai de parteneri, că ai nebunit cu parteneri, un băiat a zis așa, vreau să fiu și eu sponsor la proiectul ăsta al tău. Vezi? Să ajut și eu tineri. Păi uite, vezi, foarte bine. El nu înțelegând prea mult ce este acolo. Okay. Păi zic, noi strângem bani de acolo, dar n-ar fi rău să mai băgăm un pic de buget. Că ne ajută. Da. Avem nevoie, nu e problemă. Păi vreau. Da. Gata, hai, powered by, e buy, da. Powered by, că nu-i dispar, că nu, da. Rămân și eu acolo. Da. Powered by Cutărescu, da. Care dă și el ceva acolo. Da. Oricum, și poți să țin și scrierea mai jos în felul ăsta, ca să vină mai mulți. Corect. Că dacă le dau scriere mai mare, mai cadinești. Așa, scriere mai mică, că mai dă ăla niște bani, vin mai mulți și uite așa. Deci produsul ăsta o să crească și oamenii... Băi, eu sunt, cum să spun eu știi că sunt hater, așa? Dar uite că la asta nu ești. La asta nu sunt, asta e o chestie foarte mișto, dar o ziceam la modul că eu sunt hater și știi că la Autocross Arena ziceam piloților de curse că ei sunt piloții, nu sunt piloții campionii României, sunt campionii piloților care se prezintă acolo. Că noi n-am dintre avut, aia care se dau, dintre da. Aia care se dau, pentru că noi n-am avut o preselecție în care să dăm ocazia și oamenilor care nu-și permit să vină să demonstreze și știu că asta era o discuție făcută cu Ioana, pe vei, că facem noi la Autocross cu Polina și cu nu știu Sebastian ce. Sebastian Lobetare, nu? E talentat. Foarte tare, nu ar mai fi și alții care nu știu sau sunt în ce țară, pe nu știu unde, dar n-au încălțări. 100%. Și... Dar ei iau, da. 100%. De asta zic, adică știi, cum să spun eu, e ca zica la aia, domne, ca să câștigi, în primul și în primul rând trebuie să te prezinți la start. Exact. E primul lucru pe care trebuie să-l faci. Și e un pas foarte important. Dar ăla e un pas foarte important, dar e și un pas greu de făcut. Că mulți știi cum, bă, stai, că n-am mașină, n-am bani, nu cunosc mecanici, unde mi-o fac, unde mă duc, mă complic eu, am și doi copii mici acasă, ce-mi trebuie mie, mă toacă și aia la cap, mă, nu știu ce, știi, dar ceea ce faci tu pentru banii ăștia, care sunt derizorii din punctul meu de vedere. Și dacă vii să te dai agrement, cât costă? Să mă dau 4 ture pe macadam? Da, 100 de euro? Deci ăla-i costă. Eu am un băiat care merge la cursul de drift, de când l-am făcut, a mers la toate sesiunile și a zis, băi, eu plătesc suma asta ca să mă dau aici 2 zile. Atât, da. Adică eu nu mai mult nu fac altceva. Deci eu plătesc suma asta doar că mă dau 2 zile aici și stau cu voi și mâncăm bine și... Ne distrăm, adică, da, atmosfera. Când păi faci, dacă gulaș, ne-am făcut gulaș, adică ce a fost acolo, atmosfera? Când faci, pe mine mă înscrie că eu îți dau bani, adică nu-i problemă și eu merg cu voi și nu mai, mi-am luat mașina de drift, nu mai îmi trebuie. E atât de simplu, merg, mă urc în mașină, mă dau și nu mă doare capul. Și atunci de asta zic că pentru prețurile astea, frate, ești nebun și experiența să te dai pe macadam cu o mașină, chiar și Logan, că iarăși intrăm în discuția nu cu mai ce, uite-l acolo, vezi?
Băi, te să luăm o mașină de curse, să facem. Deci hai să luăm un Logan. Logan. Da, da, da. Dar eu m-am dat pe circuit cu Logan, că am avut oportunitatea cu Dani Oțil și m-a invitat că și el a făcut un giveaway de ăsta și tot așa le dădea oamenilor mașina să se dea pe circuit. A, se dea ei la volan. Da, 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 ei la volan cu Loganul și m-am dat și eu. Două tururi. Bă, frate, mi-a schimbat percepția despre Logan și despre... Așa singur, fără pregătire, fără... Cât știai tu de capul tău? Da, urcă-te la volan și dă-i. Eu stau în drept. A, stat cu tine. Da. Stăteai mai zicea pe acolo ceva, stăteai da. Stătea cu toți? Da, așa ușor, aici, tare acolo. Nu mi-a zis nimic, era ocupat, nu știu. Zice, tu te-ai mai dat? Zic, da, 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 am ales în parcare. Da. Și te-ai dat de lat, așa, zic că m-am dat, că n-aveam bani de gume. Mai pleca spatele. Da, eram bopin și pleca, că pleca, na. Ce să facem? Bă, aveam, țin minte, la Ford. Bă, aveam un Ford, tracțiune în față, Escort XL3i. Și îmi pusesem jante pe 5 pedale cu 50 baloni. Uai. Era, nu. Iar cauciucurile erau linse, mă, pe spate. Mergeam în Herăstrău, pe zăpadă, trăgeam frâna de mână. Și-o lăsai așa. Și-o lăsam așa. Și-o lăsam așa. Înțelegi, de-a latul. Îmi plăcea. Păi da. De Revelion m-am să mă plimb. Ninja superb. Înțelegi? Și când am trecut pe la Perla, pe intersecție, spre Victoriei, m-a bătut vântul și am făcut 360. M-a bătut. Altă explicație n-aveam. Da. Eu mergeam drept cu 30 la oră. Și am făcut 360. Și m-am dus tot spre Victorii. Zici, ce tare, zic, mai vreau o dată. Și pe aia mi-am luat alte anvelope, tot second hand, dar bune. Nu mai mergea. Nu. Vezi ce înseamnă? Vezi ce înseamnă, nu e bună treaba. Deci de asta zic, asta cu pilot de curse mi se pare super tare și o să o promovăm de fiecare dată când faci, îmi dai și îți dau share cu mare drag, pentru că mi se pare o chestie mișto pentru comunitate, pentru copii, pentru oameni, pentru toată lumea. Adică pe lângă faptul că au șansa să devină pilot de curse, ceea ce mi se pare că e visul oricărui băiat, care e băiat și nu e altceva. Dar și să-și facă autoevaluare. E foarte să știe mișto despre că el. Pleacă cu o fișă acasă, duce la EKG. Da. Pac și văd, ia mai acolo, și cum e acolo, cum e. Și foarte că învață niște chestii și experimentează niște chestii pe care probabil el nu le va face niciodată cu mașina personală. No, adică exclus. Noi ne duceam în pădure la Băneasa, aveam un viraj, pe Macadam, Conova și trăgeam numai în virajul acolo, știi? Da, 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 da. Păi am avut și noi, da. Probabil că oamenii nu o să facă chestia asta, oamenii de rând, dar ai experiența, iar banii sunt nimic. Nimic. Și de acum m-am dus la supermarket și am dat 1000 de lei pe 3 plase, ești nebun, adică cum? Și mă dau cu... Păi vin și eu, mă, și mă dau cum faci asta. Păi stai să vezi că a mai fost o chestie, am făcut-o din comunitatea asta care s-a creat, mișto, pe WhatsApp, cu grup, vorbesc între ei, Caterin, că s-au cunoscut, că care au venit în primul an, au venit și în al doilea. Au venit și al doilea. Ei știu că nu câștigă, nu mă interesează, eu vreau să fiu aici, da, da, exact. Eu vreau aici cu voi, știu că sunt pe 400, nici mai fă hârtie, eu vreau să mă dau. Și le-am făcut după aia grătar pe Macadam. Adică o întâlnire, dar cu circuit închis, cu ăștia, plătesc, dar doar ca să dea, fără preselecție. Da. Cu grătar inclus, am avut și un partener care a dus cărniță frumos, sac, pac, foarte tare. Și a fost 100 de euro, nu știu. Unii, așa mult. Bă, asta am învățat-o din vânzări. Când cineva îți spune că e mult, cum faci, mă? Răspunsul automat este, în comparație cu ce? Păi da. Cu ce compari când zici că e mult? Pe ca viteza, e prea tare, prea încet față de cai. Cu ce compari? Adică mai e unul care face cursurile astea cu Logane pe Macadam și vă dă grătar și vă cere 150? Că atunci da, la mine e mult 200. Da. Cine? Nu e nimeni, frate. Înțelegi? Și atunci n-ai cu ce să compari. Păi nu, dar poți să faci, că dai un telefon la adâncata, la tine. Bă, cât costă să mă dau și eu cu mașina mea 10 minute? Da. 200 de euro. Bă, apropo, că te și neci. Stai, mă, că nu-ți iau acasă traseul. Vin, mă dau și plec cum am venit, nu iau asfaltul cu mine. Păi atâta costă. Păi și atunci cum e 100 scump cu totul? Da, mă, da. Nu, cu gume, nu, cu benzină, cu mașină, cu mecanici, cu tot. Eu mai am o vorbă, ăia nu-s clienții noștri. Da, adică dacă tu nu înțelegi și eu îți explic și zic că acolo e triplu și eu îți dau cu atât așa și tu spui că e scump. Spune că n-ai timp, spune că ai o ședință în ziua aia, spune ce vrei tu, sau nu spune nimic, că eu nu trebuie să fiu mințit. Dar dacă ai percepția lui generală și chiar așa, nu minte sau vrăjește, bă, chiar îi se pare scump, nu știu cu ce compară. Cu se pare lui, da. Ăla n-are să caute la motorsport. Nu, nu, nu. Că motorsportul... Oricum, repet, aia, pentru motorsport e nimic costul ăla. Ăla e nimic. Motorsportul e scump. Și la nivel Logan e 4.000-5.000 de euro pe etapă de raliu. Și uite, bă, dar ce face de bani aia? Păi uite, și dacă le pui pe hârtie, n-ai pe care să o tai. Vrei să le tai? Asta nu merge, e musai, fără înscriere în terasă. Asta, nici asta, asta. Trebuie să-i dai banii ăștia. Pe cu Logan? Da. Pe și cu aia cât costă? De 2 ori, de 3 ori, de 7 ori mai mult. Da, în sfârșit. E comparația cu telefonul mobil. Știi, toți au telefoane de-astea smart care costă sute de euro, că s-a rămas, chiar sunt scumpe. Da. Da? Dar nu ne punem lucruri pentru siguranța noastră, nu dăm bani să fim mai buni. Eu le explic, că tu ai putea să înveți franceza acum, să-mi dai 1100 de euro și eu bag franceza în tine, ești nebun la perfecție. N-ai vrea? Nu. Doar la, bă, așa simplu la buton. Nu, cum nu? Da. Cum nu să fii tu mai bun? Tu să fii mai deștept, să vorbească cu unii francezi lângă tine și să înțelegi ce zic. Cum să nu vrei? Nu. Băi, ești nebun.
Și de asta zic, probabil că sunt și niște specimene de astea, dar noi nu lucrăm cu ei, lucrăm cu oamenii care sunt interesați de motor. Să cer ei. Automat. Automat se cer. Eu îți mulțumesc. Eu și am uitat să vă anunț că noi premiem oamenii care se uită la podcast. Da, păi atunci cred că o oră jumate, nu? Și ce, ne dă afară YouTube-ul? Nu, nu. Noi premiem oamenii care se uită la podcast și vom pune o întrebare din podcastul respectiv și cine ghicește răspunsul. Adică nu... A, întreb din ce am vorbit noi astăzi? Din ce am vorbit noi astăzi, da. A, deci trebuie să uite ca să... Să se uite. Deci să citească regulamentul ca să înțeleagă. Să citească regulamentul, primesc 200 de lei în vouchere de combustibil de la OMV. Perfect. Pac, pac, îți bagi. Benzina din aia bună? Ce vor ei? De banii. Ce vor ei? Noi mergem numai cu de aia de 100, că... Știu, știu. Și eu. Bă, dar poți să mai zic o paranteză? Zic câte vrei. Știi că mi-a deschis o școală de șoferi, nu? Am văzut ceva, bravo, da. Așa, zi de școală de șoferi. Dar la presiunea altora. Păi e normal. Nu, n-am ce să fac aici, nu. Dar e foarte bine. Ideea care e? Vreau eu să dau lumea peste cap. Deocamdată nu, dar o să fie cu pachete. Acum e Black Friday, nu știu până când. Okay. E pachetul 2000 și un pic de lei, cât costă la toată lumea. Deci că dacă veneam eu cu dublu, lasă-mă pe ăla că visează avioane. Okay. Deocamdată costă ca la toată lumea, dar primesc de 3 ori mai mult. Adică, defensivul, tot ce înseamnă pachetul ăla, inclus. Cu răsturnare, cu impacuia, tot. Nu există să meargă la pe stradă și el să nu fi stat cu capul în jos. Tare. Că înțelege, că nu înțelege, el a stat acolo. Păi eu copiii mi-a dus la tine la școală. După care, băieți, mai plătesc de acum. Da. După care, avem o ședință de mers pe autostradă. Foarte omul să sinucide, frate, după aia. Și-a permisul. Așa. A mers doar cu 30, 50, poate a avut vreun instructor. Hai mă, dă-și tu 60. Așa e. Și după aia cu 100, păi, uite care cu 20, 130, da. Dacă nu mai mult. Și când pune frână să intre la OMV să alimenteze, dărâmă benzinăria. Ai văzut? Nu-și dă seama, corect. Că ce, păi, dar nu s-au primit așa. Păi, apăsa mă pe pedală? Păi, am apăsat, ca la școală, la 30. Păi, acolo se oprea și dacă ăla ai piciorul din gaz, se oprea de la vânt. Da. Aici da. Nu mai. Știi, și nu există. O ședință, mergem acolo, uite așa, uită-te acolo, fa aia, e foarte important. Și aia o face cu mine. Restul, deocamdată pregătirea de bază, primele ore, nu. Face cu instructorul. Da, nu. Da, normal. Nu pot, mai am și alte chestii, uite, acum nu la mai podcast, poți la un moment dat. Dar anumite lucruri, tot ce e defensiv, tot, alea sunt cu mine, obligatoriu, și după aia o să fac pachet. Ei se duc și zic, bă, ce mișto a fost la ăla, vreau și eu. Cât costă? Nu știu, dublu, habar n-am. A, păi l-a costat 2000. Păi a fost Black Friday. N-am bani atât. Ia basic. Basic sau pro? Ok. Adică eu aș pune la basic. E bine sau nu? E foarte bine. Dar eu aș pune... Și aleg toți mai basic, nu? Păi fii atent. Nu, la basic aș pune așa. 2500 de lei te învăț să iei permisul. 4000 de lei te învăț să conduci. Păi așa era și vorba, dar... Adică tu ce vrei? Tu ce vrei, de fapt? Vrei să înveți să iei permisul și să nu știi să conduci? Da, dă 2000 de lei, am rezolvat-o, că trebuie să faci și bani. Păi aia, adică, că așa ai refuz pe toți, ăla nu. Și așa mai departe, dar promovarea e că eu sunt școala de șoferi care te învăț să conduci. Nu e nimeni care să... Adică sunt oameni nu, care... Nu că nu e nimeni, mai sunt școli care își dau interesul. Sunt, nu contest. Ca... Puțin, da, foarte ori puțin. Fi, nu, eu îi întreb foarte simplu, când pui frână calcea mereu? Da, așa m-am învățat. E greșit. Și zice și titi, cum că fac asta de 30 de ani? Da. Păi și e greșit de 30 de ani. Da. N-are cum. Mai zice și puțul ăsta, uite-l, eu am nu știu câți ani și ăsta are 20 și mă învață ăsta pe mine. Bă, ne-a stai un pic ăla acolo, nu-i la doar după vârstă. Că ăla a făcut niște chestii pe care tu le-ai făcut. N-are cum, că eu știu, eu am. E greșit. Iarăși voiam să mai zic o chestie legată de piloții de curse, care mie mi se pare foarte importantă. Un pilot bun de curse, din punctul meu de vedere, trebuie să știe și mecanică. O, e obligatoriu, n-ai ce să adică cauți acolo. Să, nu neapărat este să și știe. Un mecanic bun. Da, adică nu trebuie să știe mecanică să-mi zică mie că pe garnitura aia trebuie să pună silicon sau să nu pună. Sau... Nu, să dar trebuie să înțeleagă principiul de funcționare. Dar să niște n-aibă două mâini stângi și aici e important. Că trebuie să mai pui mâna, da, frate. Mai pui mâna, da. Nu mai mereu. Pană, mai lasă pană aici mai simplu. Da. Leagă cu o chinguliță, da. Mai pune amortizorul. Ai văzut pe la care cum să tăvălesc pe sub mașină. Da. Și trebuie să știi. Da, din punctul meu de vedere, dacă nu înțelegi, adică e un caz pe care îl știm cu toții, care cred că nu înțelegea mecanică, dar mergea foarte tare, era Daniel Onoriu, din punctul meu de vedere, că tot e la mod acum și apare el pe TikTok și pe peste tot. Eu consider că el nu înțelegea mecanică și mergea tare doar așa, din feeling. Că era din feeling, știi? Păi e important feeling-ul, că din jurul lui construiești. E foarte important, dar este și important să înțelegi mecanica, că te ajută la un raliu de ăsta de anduranță, la niște lucruri, la să înțelegi amortizoarele, cum funcționează. Debutant la un raliu cu Loganu, merge, pam, primul raliu, a venit în parcul de service, stă la masă frumos să mănânce, mecanicii făceau ce? Cu pac, să va, și mai avea 5 minute și să bagă în spate. Și când se strângă amortizorul, nu mai era. Și se întrebă, bă, unde e amortizorul de pe stânga în spate? Ce, n-am? Bă, la mine nu e. Nu știu. Păi nu mai are amortizor mașina. Habar n-am simțit nimic. Păi n-ați nevoie cu ea? Pa da. Păi și n-am, bum, bam, bum, bum, până a zburat, că n-a, s-a evaporat. Habar, bă, ce? Nu. Și după aia mai stătea mașina? Care după aia?
Păi după ce, după ce l-ai pierdut la un moment dat? N-am simțit nimic. Da, mă, n-am simțit nimic, frate. Și am mergea. Păi ce facem acum? N-aveam... Lasă că mă duc așa. N-am venit tot așa, adică nu l-am pierdut, nu l-am pierdut acum la intrarea în serviciu. Am mers ceva fără el, deci mă duc și în continuare. Știi, lasă deci așa. Nevoie de... Da, lasă așa că merge așa. Apropo de chestia asta, era unul în trafic și cum eu nu mă pot abține și sunt și idiot cu un Cielo, ei juca roata pe asfalt, înțelegi? Da, bă, nu mai ai amortizor. Bă, n-ai amortizor pe spate. Am, dar nu funcționează. Tare, frate. Am omorât, deci mă arunc de mașină. Mai și ceva, da. Cam de mers, ești nevoie, zic, fă-tă spața aia. Ai, dar nu funcționează. Dar una odată văd că avea pană, știi, și eram mașina, eu, o bandă în mijloc și încă una, și fac sim, și claxoane, și nimic, și iar, și la un dat să uit așa în scârbă, deschide geamul, vorba aia. Ai pană pe dreapta față, la care ea se uită la mine, după aia se uită la alt de lungă și zice, am pană? Nu, mă, n-aveam ce face, acum m-am gândit să fac mișto de tine, știi, și ea zice, da. Dar numai, după aia gata, eu nu mai, am dispărut de acolo. Să vezi, bă, ai avut dreptate, mersi. Era ea? Da. O agățai automat. A, de aia, o agățam cu pana, nu? Da, da, da. Dar eu am cunoștințe. Am fete pe care le cunosc în trafic și ne oprim așa la geam în geam, cum ar veni, dar păsăm și nu se uită, ochiul de cal, nu? Nimic. Uți claxoane, Toyota e mare, n-ai cum să zic. Înțelegi? Ea mă vede cu, știi, periferic, știi, mă vede, înțelegi? Da, da, da. Și eu încep, mă strâng, iar țâțele, portatale, înțelegi? Și la un moment dat se întoarce, știi, bă, dați să mă... Ce te gândeai nebun, o că te-ai agățat vânul, acum ți-ai făcut fenta. Și erai deja agățată, luată, măritată cu tot. Și astea nu se uită, zic, ce aveți, mă, frate, este... Da, în sfârșit, femei, n-avem. Și de fapt ce vroiai? Eu vreau să salut, dar dacă întrebăm pe Alexandra sau alte doamne, probabil că vreau și alte lucruri. Deci da, eu îți mulțumesc că ai venit, te mai chemăm, mai facem. Mai facem. Lucruri. Dar n-ai vrea să vii, cât costă? Să vii la pilot de curse, să facem o transmisiune pe acolo, un live. O... Dar vezi că eu sunt rup, pe mine n-ai ce să te bazezi, că eu sunt în mașină, eu și fac la eu. Mine... Mi-au zis ăștia, bă, tu ești extraterestru. Zic, cum adică, cum să stai, mă, cu 60 de oameni în mașină, de blană, până seara, tu n-ai respirat. Păi mai când vine primăvara, un pic așa, martie, aprilie. Unde, la Pitești faci? Cred că o să facem, da, lângă Câmpul Lung, acolo, la Heleșteu, că ne place locația. Facem, la vin. La jumătate de oră de Pitești. Viu. Da? Viu. Viu. Grătar, aveți grătar, da, mă, viu, mici, viu, bairadic, viu. Dar tot ce da, trebuie, da, acolo, viu, da? Viu. Da? Da, jur. Jur că e viu, viu, nu mort. Da, viu. Vin viu. Vin viu. Ia vezi că avem fani. Avem fani, da. Bă, am pus pe Instagram că suntem aici, nu ne-a abuzat nimeni. E foarte bine. Am pus acolo că suntem la OMV, la Pipera. Foarte bine. Să fie lumea fericită și sănătoasă. Și aia e, Marius, se cred că ăștia îți fură aparatura. Hai să mergem. Băi, bă, intrăm luna asta, anul ăsta sau nu apucăm? Da, anul ăsta intrăm. A, deci Crăciun fericit. Facem Marius repede. Da, sărbători fericite, tot ce vă doriți. Moș Crăciun fericit. Să vină cu, să vină, cu gume, cu ambreiaje și la fiecare. La mine e țiplă. Da? Jante într-o țiplă. Da. N-am pe ce cheltui banii, am îmbătrânit degeaba. Băi, adevărat că jantele fac mașina? Da, mult. Mult. Da? Mult. Mult. Fac foarte și mult. Și pantofii la om la fel, nu? Da. Nu, știu că eu nu sunt cu hainele, dar cu mașinile. Bă, pantofi nu haine, am zis. Nu-s cu moda, frate.